Frat, live! Oh, da, gurițile, gurițile, zăbăluțele mele. Frat, am intrat live și normal că trebuie să mă aud în ecou pentru că habar nu am ce, doamne, armă se întâmplă. Cred că se rezetează trouă-ul ăsta, dar habar nu am. Am trimis notificările alea puternice. Trebuie să ajungă la voi exact ce ziceam. Trebuie să ajungă la voi și tocmai au ajuns la voi. Ignorați poza de thumbnail, este poza când se întâmplă niște magii. Niște magii, v-ați prins? Cu sufletelul meu, cu Denisa mea, cu Denisuca mea. Am început live-ul pe la 20 pentru că... habar nu am, am zis că să începem puțin mai târziu pentru că perioada asta oamenii sunt pe afară, nu știu ce. Și am văzut prin comentarii că, mă rog, nu vă pasă, ok, am înțeles. Salut, dați-mă like! Iauzi, mă, ce zice românul Gigi? Te pupăm, Luca, David, salut, Cosmin, te pupăm și bine, Mihai, Radu, salut, Ionuț, 16, salut, Trai Dogo, salut, Andrei, 700, salut și ție, star bună, domnule star, te pupiki. Salut, Gurița, salut, Alexandru Severe, te pupăm, frate, azi arma sper, astăzi facem arma 3, ok? Așa cum am promis băieții mei, gurițile mele, ai grijă azi, Uzi. CNA, joined the chat. Uite și pe Vali acolo, moderatorul meu, X-Vali, te pupăm, X-Vali, oh, salut, Uzi, te pupăm, Mariane, te pupăm, Poliția Română, DDD, salut, salut. De ce mi-ai zis, mă, Uzi, ai început acum că s-a dat restart la server? S-a dat restart la server? Cred că, gen, când am intrat la 19.40, cam așa, s-a dat atunci restart la server și l-am întrebat pe fondator, i-am zis, s-a dat restart la server sau ce s-a întâmplat? Dar, nu. Dacă s-a dat restart la server, n-am fost cam... La aia te referi restartul de la 19.40? Petre, mi-e salut, Sami Ernest, te pupăm și pe tine. O, salut, Mario, te pupăm. Salut, Uziță. Uziță? Bă, zăbăloasă, bă, zăbăloasă. Și tu ești zăbăluța mea. Deci, bună, Uzi. Bă, zăbăloasă, bă, bă, zăbăloasă. Cine mă sună, mă? Cine naiba mă sună? Alo? Domnul Gelu, avem aici un băiat care știe deja prea multe informații despre sindicat. Ce băiat? Prea multe, unul care zice că se bătea cu unul și a fost împins aici, jos la hotel. În, acolo unde l-ați trimis pe ăla să facă renovare. Dacă puteți să veniți jos? Ok, vin acum la hotel. Ține-l pe acolo, nu iese nimeni, nu intră nimeni. Bine, la revedere. Pa, pa. Cred că am primit cea mai bună informație, abar nu am. Daria Ștefania, bună, Daria Ștefania, bună. Auzi cum fac să fac imaginea mare? Imaginea mare? Gen, să dai zoom? Păi, dai zoom. Gen, nu la zoom te referi? Dacă ești pe trovo, poți să dai zoom așa, gen? Nu? Lasă te referi. Zăbluță, am 300 de zile. Oh, da. Nu s-a lăsat, Luiz. Salut, Uzi, salut, Adrian, 51 de bun, Petrica, salut, ce mai faci? Sunt bine, Petrica, de bubichi. Ah, ce l-a ars Mario. Penet Mario? What? L-a ars Ovidiu, bă. L-a ars Ovidiu pe Mario, ok. Haideți să ne trezim. Știți că data trecută cam așa am rămas îmbrăcat, să-i zic așa. Și trebuie neapărat să ne îmbrăcăm la loc, doar că... Stai cu minte, mânzule, că e greu. Doar Delia. Mersi frumos de subscribe, doar Delia. Da, și nici la pantaloni. Mai auzi! Gata, ok, gata, iartă-mă. Eu am 356 de zile. Oh, mai ai puțin și faci un an. Ok, un an. Ești retard, taci. Mă, băi, tragi, mă, tați, aud, ia. Opa. Se aude ca și cum cineva scârție ceva. Opa, de aici se aude. Salut, ce mai faci, zăvăloasă, dintre zăvăloase? Te pop, Snappy, te pop. Gol 1-0. Cât e scorul, iubire? 3-0, te pop. Neața, iubire, vină cu asta, te povăcesc. Iubire, ce, mă? Mi s-a dus și gâtul. Iubire? Alo? Ce, mă, nu mă aude.
On off. Iubire! Obita mea! Oh, ce mașină ne-am tras, Mare, tu ești împită? Sunt aici! Oh! Oprește! Unde te duci? Bro, ai tâmpită la cap? Ce-a pățit, mă? Ce are, mă, fat? Ce am făcut? Nu vrea să te audă. S-a supărat? De ce? De ce s-a supărat? Ce, Doamne, iartă-mă, i-a mai făcut de data asta? What the fuck, s-a dus spre hotel? S-a dus... Mamă, dacă mă prind... Ai, ce, Doamne, iartă-mă să-mi pun pe mine? Cine n-ai ba venit? Nu am habar cine e ăla de afară, dar nu mă interesează. Ce, Doamne, iartă, m-a pățit? Oh, shit. Ăla-i cumva ca... Ba nu, Carlos nu conduce motocicletă. Hello? Ba, el e. După voce mi-am dat seama. Hello? Ce faci, mă? Ce faci, domnul? Gelo. De când conduci tu o motoretă? Eu de ceva timp. Da. Eu mă pregăteam să ies de, adică am ieșit din duș. Am înțeles. Da. Brrr. S-a plecat cumva? Ce? Era cam supărată. Denisa a plecat cumva? Că era cam supărată. Ah! Nu știu. S-a dus până la magazin aici să cumpere și ea de aleguri. Da, cred că e cam supărată. Hai mai bine înăuntru să stăm de vorbă. Supă. Păi stai, de unde știi că e supărată? Fiindcă cam aflat gelul. Am vorbit cu ea, am stat de vorbă. Tu știi ce înseamnă aia să ai o responsabilitate? Bă, stai mă mâncați-și gura ta, că mă sperii. Ce-am mai aflat? Bă, iar faci faze de alea că a aflat și că nu știu ce și că de fapt aud că a aflat poliția și nu știu cum? Nu de poliție. Da, I-am zis ceva. Lasă-mă să îmi pun și o haină pe mine, nu vezi că sunt la buric cu gol aici? Spune-ți-o haină pe tine. Păi nu am aici în casă, nu știu unde au dispărut hainele mele, racu să le ia de haine că nu mai pot. Hai în casă mai bine să nu răcești, să stăm de vorbă să-ți explic tot. Hai că și așa am făcut, băie, nu vezi? Păi să nu răcești, de-aia și ziceam. Ia loc aici, te servesc cu ceva, te... Da. Nu vreau nimic, am venit pe fugă că am puțin treabă până oraș. Da, stai, hai că te servesc cu ceva. Mă, e făcea ceva aici. Cumva mi-am montat camere? Microfoane? Manevrea ceva aici. Și nu cred că făcea ea niște chestii ciudate doar ca să dea bine. Făcea niște chestii, înșuruba ceva, habar nu am. Și acum să mă ui jos așa, să văd că furtunul de la gaze e deschis, mâncava și gura voastră. Și eu, ca prostul, mă, fi ceva. Și să dau drumul la gaze să explodezi pe aici. Să zici că spăla vasele, hai mă, pe bune, ce doamne arbă, ștergei ăsta, hai mă, las-o moartă. Făcea intenționat așa, mă aștepta, se vede clar că mă aștepta. Intenționat. A făcut asta pentru că mă aștepta. Deci... Mă aștepta, nu știu ce să zic. No, pana mea, să zicem. Ok. Așa, Carlos, băi, uite, asta e cam... Las. Am ținut-o la fund, că n-aveam unde să o țin altundeva. Și, na. Haide, ia loc acolo, te rog. Imediat. Te pup. Haide, să vedem. Știi care e faza, măi, Antonel, mă? Ia și tu un loc, că poate o să te druncine puțin ce o să zic. Măi, Antonel, faza stă în felul următor, că nu știu dacă știi, ieri am plecat pe fugă.
Am aflat că tu cu Denisa veți avea un copil sau doi sau câți ori fi, nu știu. Că încă nu se știe. Ce da, doi, mă? Stai mă, bă băiatule, mă tată, mă omă, că nici măcar nu se știe, sigur că n-a avut timp să fecundeze ăla acolo. Ce-i, te-ai tâmpit? Totuși vreau să vorbim. Antonel, știi ce înseamnă aia să ai o responsabilitate? Păi și de-aia a plecat la magazin, mă, să facă cumpărături. Aia, mă, băiatule, mă, a văzut. Nu a plecat la magazin să facă cumpărături. Dar atunci unde a plecat, mă? Ia uimește-mă, unde a plecat? S-a supărat din cauza că i-am spus. Antonel, trebuia să știi adevărul. Știi că tu ai mai umblat și cu alte femei. Liuța. Stai mă, tu ai zis? Bă, cum adică? I-am zis că ai un copil, i-am mai zis că mai ai un copil. Și ai totuși, ai 40 ceva de ani. Și ai zis chestiile astea? Chiar dacă tu arăți bine. I-am zis că ai un copil și că ai 40 ceva de ani. Atât. S-a supărat. E trist acum, fiindcă ai mințit-o. Trebuia să-i zici de la bun început câți ani ai. Și gândește-te că să ai grijă. Bă, tătă, bă, urma mă să-i zic, mă, bă, te baci peste afacerile mele, mă? Nu mă bag peste afacerile tale. Acum ce face? Se duce să facă avort, este? Nu se duce să facă niciun avort. Fiindcă i-am zis, lasă-i puțin timp. A zis că copiii tot se vor naște. Și o să-i copii? Nască. Bă, băiatule, stai copii. Așa că noi cred că vorbim niște informații cam confidențiale pe aici și nu prea îmi place ce aud și ce văd. Tu te auzi? Copilul, copii, nu știu cât sunt. Fiindcă sper să nu fie copii iar cum au fost data trecută la Lia. Adică să nu fie gemeni acum. Păi cum au făcut? Gemeni. Ce au făcut? Păi ai uitat la Lia că a fost băiat și fată? Ai avut doi? De asta se moștenește de neam, Antonel. Sper să nu se întâmple iar la fel. Nu știu cum e cu rudenile, cum e cu chestiile astea, cu gemeni, cu tripleți, cu... Cred că trebuie să dezactivezi butonul ăla. Dar faza asta în felul următor. O responsabilitate iar de tată, la vârsta aceasta, să știi că e cam grea. Bă, tată, bă, ia ascultă-mă, ascultă-mă o leacă. Zi. De ce te bași tu peste treburile mele? Antonel, trebuia să știi adevărul. Bă, dar îi ziceam eu, tată, eu înțeleg că ai pică pe mine și că... Înțelege că n-am nicio treabă, am o grămadă de chestii pe cap. Urmează să am un sindicat pe cap, urmează să... Știu că o să urmează și ți-am zis că te ajut. I-am zis adevărul numai din simplu fapt că tu m-ai mințit. Și mie nu-mi place minciuna, ți-am mai zis-o de atâtea ori. Doamne, să moară băiții mei, mie că... Când aveai de gând să-mi spui că ea e gravidă? Știi ce mi-ai zis ieri? Ce mi-a zis ieri la... Da, ce? Ce mi-a zis medicul ieri? Ce? Are cancer. Care cancer. Păi da, nu știu, mă, ce a fost în... Bă, nu știu ce a fost în capul lui să zică că aia are cancer. Bă, știi ceva, mă? Bă, uite-te cu ăla la mine. Eu i-am zis medicului să zică ție că o boală minoră și de la o boală minoră s-a ajuns la cancer. Eu nu înțeleg. Cred că medicul ăla a întâlnit sifilis, sida, saloco, dalea, ebola. Păi și de ce m-ai mințit? Mă, băi... Păi și ce vrei, mă, băiatule? Să zic că e gravid acolo? Să mă strângi de gât? Bă, nu că te strâng de gât. Că ieri îmi venea să te strâng de gât. Dar, uite, asta nu suport minciuna, fiindcă dacă îmi ziceai, poate nu se întâmpla nimic. Poate înțelegeam, era puțin rău, îmi reveneam eu. Doamne. Dar nu mi-a plăcut minciuna, deci niciodată nu mi-a plăcut. Da, mă, hai că vorbim noi mai târziu, că am niște probleme acum... La hotel s-au luat unii la ceartă sau... Ok, o să revin înapoi. Las-o să aibă un timp de gândire. Să gândească. Oricum, păi mie să nu se gândească pe la unul prin... Știi ce zic? Sper că e nu cu minte. Nu se gândește, sora mea, nu se gândește. Și unde ai? Unde ai trimis-o? Sora mea a zis că pleacă puțin. A zis că vrea să-și limpezească gândurile. Acum nu știu dacă... Hai că o să văd eu cum încerc scuze. Ok, vezi, ai grijă ce faci. Hai că plec și eu că mă cam urmărește poliția, de-aia sunt îmbrăcat. A, bine că vii aici ca să-ți bage chip în fund să mă trezesc și cu ăștia. Da, bă, pă naiba îmi bagă. Oricum okay. Stai liniștit că știu pe oriunde umbli. Hai, ai buff, să ai buff. Doamne, îi zice el mă repede, mă, îi zice el mă și acum să vedeți ce o să-mi umple creierii când o să mă văd. Mamă,
Să moară bărbații mei dacă vă mint. Să moară bărbații mei. Trebuie să mă duc acum la hotel că s-au luat aia la ceartă. Ce-a picat așa? A picat... S-a adus antena mea. E clară treaba. Am avut și antenă. Mă, eu mă duc așa la hotel, mă, chat. Bă, băieți, bă, bărbații mei, mă. Mamă, mâncava-și gura voastră. Am început cu dreptul. În seara asta nu cred că mai pupă Max, băieți. Eu zic, eu sper să pupăm în continuare. Doamne ajută, poate, cine știe. Eu zic că... Doamne ajută, măcar să... Baga, 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 știi ce zic? Doamne ajută, să sperăm. Dacă nu... A, e! Mergem să ne îmbrăcăm, că n-avem un control. Ce, mă duc așa la hotel? Mă văd aia în ciocanul... La ciocanele? Cal Manuela? Emanuela? Pronto, pronto! Ce Manuela, tată, ești nebun? Dacă o iau la Manuela... Nu e bine. Ok, hai să ne... Așa, deci o să vezi acolo noi doi. Mă, aia nu e cumva Alexia cu Luca? Ce fac ei acolo cu ratonii? Discutau, părea să discute pe acolo. Hopa! Noi doi o să fim acolo? Ei cam plănuiesc niște chestii. Wow, ok. Ok, ok. Deci, a doua veste minunată pe ziua de azi, chat. Eu cred că o să fie un live cu surprize multe azi. Mi se ruce și vocea, ok. Mă duc la celălalt magazin de haine. Eu cred că... Voi ați auzit ce s-a zis? Ați auzit? Când să dau să intru, am auzit... Noi doi o să fim acolo. Unde acolo? Și de ce are ăla cască de ratoni? De ce stă Luca cu ratonii? Alexia, de ce stă cu ratonii? Eu sunt în război cu ratonii. Mhm. Bă, voi vă vine, mă, să credeți, mă, băieți? Vă vine să credeți ce se întâmplă? Wow. Ok. Ok. Nu, nu mai băgăm. Nu mai zic nimic, nu mai zic nimic. Ok, ne vedem de treaba noastră. Mergem repede. Hai să vedem. Deci mă îmbrac. Cum eram îmbrăcat ieri? Parcă așa eram îmbrăcat, nu? Sau aveam alt sacou pe mine? Cred că ăsta era, nu? Ia să-ți uleacă. Ăsta era cu ăsta ieșit pe afară. Ăsta negru ieșit afară. Da, ăsta era. Teoretic și practic. Și eu zic că ăsta e, da, 100% ăsta e. Tricou? Ăsta cu un negru. Așa, ok. Pantaloni. Pantalonii aceia, știu, cred. Casca 112. Bravo, bravo, bravo cu casca. Că ați văzut cât de mult ne avantajează. Colo când am cască. Ați văzut ce în jur? Când am cască. Hopa! Mamă, că chiar m-am mișcat repede. Masca 52, parcă. Casca 112, nu? Aoleu, ce mi-am pus păr ca prostul. Ai, 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 ai. Mamă. Perfect, 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 perfect. Bine că există renunță la modificări. Mască 52, pălării 112 cu 5. Perfect. Come on, let's go, boys. Come on, big boys. Oh, shit, mi-o leacă că am foame. Hai să-mi echipez armura, că cine știe ce doamne armă se întâmplă pe acolo. Ne dăm armură rica jos și mergem către hotel. Salut, Sirex, te pupăm, full alb. Sunt full alb. Sunt full alb. Tu vrei și... Gen cămașa neagră? Nu prea se poate. Ce monitor ai? Unul de la Asus și unul de la Alienware. Alienware-ul nu știu și monitorul e de la Asus PG258Q. Să mă că era în stânga hotelul. Apă. Salut, bubuiat, salut, 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 salut. Pălărie. Mi-am pus cască. Ce mai trebuie pălărie? Am tot ce trebuie. Mașina când se o tunezuzi. Trebuie să trecem neapărat să ne tunăm mașina. Să-mi aduceți aminte, băieți, că trebuie să ne facem albă.
cumva... Ce sunt la aici? Băi, ușurel, ușurel! Bună ziua, băieți, ce sunt la? Care-i treaba pe aici? Care-i șpârla? Nu știu, eu de pe aici am venit, păi dacă știi, de mea ce m-am găsit. Care e băiatul care a făcut apelul? Ce apel? Eu nu. A făcut cineva un apel aici și mi-a zis că sunt niște probleme la hotel. Am venit de îndată. Care e bărbatul? Gelu. Da? Fii atent. A descoperit unul locația de droguri. Doamna Gelu? Cine a descoperit locația? Și un băiat. Nu e nicio locație de droguri, sunt plante medicinale. Băi, plante, da. Așa, și știe foarte multe informații și nu l-am mai văzut niciodată. Da? Cine e? De Vito, de... L-au ținut băieții jos. E what the fuck? Asta era aici? Haide. De ce scrie în rusă? Acum ți-l pun înapoi. 203? What? De ce scrie în rusă asta? Bă, ce cu asta? 204-203. Care-i faza? A zis ăsta, nu știu cine era. Care salam aleikum, salam aleikum. Shh, mai încep, vă rog. Mi s-a spus că sunt așteptat la hotel. Cine deranjează pe aici? Jos. Jos. Da, am venit cu informații. Cum adică jos? Jos, jos? Da. Ce căutați voi jos? Ce caută ea jos? Un beci. Eu te-am sunat, Gelu. Da, ce căutați voi jos? Păi avem unul care știe prea multe informații. Da? Unde e băiatul? Jos acolo, în camera de tortură. Camera de tortură? Băieți, ați văzut pe Instagram, pe story? Facem 500 de like-uri să vi-l arăt și în viața reală. Deci în viața mea nu am văzut și nu găsești în România așa ceva. Ați văzut pe story pe Instagram, nu? Haideți că la 500 de like-uri vi-l arăt. Deci... Două luni, nu, o lună sau două luni am stat după el, după Colet. Doamne, deci sunt entuziasmat. Tu ești bărbatul, da? Da, sărmâna. Sărmâna, ha. Ia zi, care e treaba cu tine? Care-i șpârla, că nu înțeleg. Eu aș vrea să intru în familie și să ajung mai multe lucruri. Așa, azi, foarte da, bine. Dacă știți pe domnul Nike, l-am ajutat în casă mare de poliție și am păcălit că am dus gata, un om gata, mort. Gata, calmează. Termină. Ai prea multe informații despre noi. Calmează. Mic am supărat băieții de aici. Ei supărat pe frați și pe albicioși. Care e faza cu tine? Ce? Bă, unde e sticla lui ăla, mă, din mână? Că eu nu-i o văd. Nu, ce nu o văd. Oare, nu-i băgat, nu se aude. Are un oare la parpalac. Ia zi, cum te numești? Pingu. Hai, că Pingu, nu ai Pingu. Lasă-l. Pingu, nu? Da. Și vrei să intri în familie, nu? Da. Și cum de... Ai venit tu singurel până aici jos? Nu, băieți, m-a adus. Știa. Păi cum, că băieții au zis că știa. Mai s-a bătut cu unul și l-am împins aici și după a descoperit de locație. Oh, HD, te pup, HD! Vacanță plăcută! Poate frică plantele medicinale. Și după l-am omorât pentru că m-am gândit că poate n-am voie. Deci stai. Ai omorât pe cineva? Da, care făcea, nu era de la voi din familie, făcea ca nu știu cum strie. Foarte bine. Deci tu ești un băiat care omoară. Bun. Și vrei să intri în familie, da? Da. Ce ai făcut ieri? De ce n-ai venit ieri? Ieri n-am avut, domnule, timp chiar deloc pentru că... N-ai avut timp. Trebuie să faci rahaturile astea, să vii aici, să faci atâtea prostii, să vină poliția, să nu știu ce? N-am făcut nicio prostie eu. Eu l-am ajutat pe Nike pentru că avem poliția. Eu am venit doar aici ca să mă angajez. Ia ziceți, mă, băieți, ce s-a întâmplat? Pe bune și pe... Nike, păi am văzut o filmare pe cameră cu ăsta care a fost împins aici sau... Nu, împins. Împins pe unul, în fine. Deci, știa de locație oricum. Deci băiatul ăsta știa de locație. Asta. Pentru cine lucrezi? Și când... Nu lucrez pentru mine, domne. De azi am început munca. Mamă, HD-ule, dar spame să moară bărbații mei. De Vito, de... Nu știu, de...
Și zicea că cine nu știe face de Vito. Mușchiul... HD-ule, nu mai spama, nu mai spama, nu mai spama, nu mai spama, nu mai spama. Nu fac mușchiul ăla. Bă, eu cam îi urăsc pe ea. Băiatul venise de o oră, cam așa. Adică te urăsc singur, gen? Nu, dar... Ia ascultă-mă, ascultă-mă pe aia și fii atent. Fii atent. Ok, șef. Așa. Care, deci vrei să intri în familie, să înțeleg? Da. Te consideri tu apt să intri în familie? Mă consider. Și aș face orice, aș muri pentru dumneavoastră. Și de ce faci răgătorile astea? Poftim, domnule? Ai văzut mult prea multe aici. Știi prea mult prea multe. Dacă ai fi venit altcumva, poate te-aș fi acceptat. Dar așa nu. Dacă vreți, nu mai intru aici niciodată. Doar dacă mă pune dumneavoastră. Ceva. Bine, hai, da, ridică-te găsi. Sus să te conduc afară. Rămâneți aici, rămâneți aici, băi. Băi, 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 băi. Poate se duce la mie să, tu îmi zici mie să termine. Hai, vin încoa. Ok, domnule. Am uitat să zic. Da. Aici ne ținem noi. Vezi ce aici? Vezi ce aici? Muniție. Ia du-te mai în față. Pe dreapta ce e? Unde? Unde? În față și pe dreapta. Aici? Așa. Așa. Armea cauri. MC-uri. Bun. Hai acum să te duc afară. Ok. Hai. Știi și tu pe unde sese. Dă-te la parte. Ah, am uitat să zic o chestie. Da, domne. Înainte să ieși. E regula că pe ușa aia, ies doar morții, înțelegi? Ce bine ai dat-o să moară familia mea. Luați gunoiul meu ăsta de aici, care încearcă să afle informații. Îl iau eu, nicio problemă. Mamă. Bun, înapoi la muncă, băieți, haideți că avem treabă. Înapoi la muncă. Da, da. Înapoi la muncă. Domnul Gero. Salut, Dumitru, salut, salut, salut. Domnul. Da, spuneți. Aseară ați uitat să-mi dați insignă. Deocamdată pe viitor. Într-o săptămână maximă o să... Eu deja am. Da? Bun, dacă domnii de aici au vreo rugăminte, dați-vă masca și casca jos fără arme, fără dalea, da? Să nu vă mai prind. Vă puneți casca în cap când sunt amenințări și așa. Vreau frumos să serviți clienții. Au nevoie de ceva, îi serviți. Până atunci, țineți restaurantul în întreg. Domnul Verde, vreau să vorbesc. Hai să-mi dai și mie 5.000 să-mi așa niște arme și niște glanțe. Băi, tata, tu vii la mine să-mi cer bani? Nu, și niște bandaje, că sunt rupt. Să fie ultima oară. Banii îi faci tu. Ai înțeles? Îi facem împreună. Să fie ultima oară. Mă duc la restaurant să văd care-i treaba. Să fie sănătos. Îl puteți servi și voi. Mă duc la restaurant. Mă caută restaurantul acum. Ok. Deci am rezolvat treaba cu hotelul. Trebuie să mă duc la restaurant să văd care-i treaba. Și după mă duc. Știți unde e Denisa, nu? Știm amândoi. Hai, că amândoi dacă e. Știm cu toții unde este unde se află Denisa, nu? Mă duc la ea, trebuie să iau flori. Ce să iau, mă? Iau flori, iau... Nici nu prea o cunosc așa bine. Arme sindicat când? Dacă ai citit update-ul de pe community, ai văzut care e faza. Ai văzut și tu care e faza, dacă ai citit update-ul de pe community. Uzi, mai pot să intru în sindicat? Nu mai poate intra nimeni. Din acest moment nu mai poate intra nimeni în sindicat, dar poți să depui cerere la sindicat să-ți deschizi o mafie gratis. Nu te costă nimic decât 6 membri. Atât. Ia-i o haină, ia-i trandafiri. Trebuie să venim cu ceva special, ceva fizic. Ceva 100% fizic. Ei, Flori, 100% e supărată. Mă, nu cred că toate fetele adoră florile, mă, să fim sinceri. Avem niște fete pe chat. Adică eu unul, dacă aș fi fată și ar veni unul să-mi dea flori, bine, nu știu acum, ca în gândirea de bărbat, da? Să vină cineva să-mi dea flori, ce fac cu ele, tată? Le iau și le arunc, ești nebun? Dar nu știu, pentru o fată cât înseamnă florile.
Hai că vedem. Mai cerem niște păreri, mergem acum la restaurant și mai cerem niște păreri, vedem. Mă duc cu florile, mă duc cu trandafirul în gură, ce-i fac? Le pui în apă, lol. Bă, nu știu cum sunt eu, v-am zis. Eu cu florile nu prea mă înțeleg. Ia-i o mașină. O mașină? Ea are pretenții la ceva? Mamă, ce mancă. Cat pe mine, chat. Wow, când a trecut mașina aia prin spate, am zis gata, sări pe mine. Fă-mi excuia de împăcare. Femeile nu cred că sunt așa. Adică ți-o zic sincer cum e. Hai că era să mă dau de gol. Da. Dacă era soacră mea, mâncava și gura voastră pe chat, cred că nu mai vedeam pe Ștefie. Ok. Am scris 9 rânduri, ești nebun? Păi e cam spam ăla. E cam spam ăla. Uzi, e ceva un pic mai scump, ca și ați luat ceva șmecher. Bă, am 108.000 la mine, să moară bărbații mei dacă te mint. Ce, Doamne iartă-mă, scump să iau? Te auzi? Ce naiba? Mașina albă și fără table de înmatriculare. Ia-i un buchet de trandafiri și un ursuleț. Dă inelul. Cred că inelul. Inelul ăsta e cel mai important. Inel, inel, inel. Bună ziua, bună ziua! Bună. Doar ziua. Tu? Da, domnule. Foarte bine. Foarte bine. Domnul Gelu, când voi putea avansa? Foarte bine. Când nu vei trebuie putea avansa, să dați bani. Deocamdată, da, deocamdată va trebui să mai muncești. Fă cât mai multe task-uri aici și bagă-te ca lumea să faci banul gros. O să avansăm în momentul în care înființăm oficial sindicatul. Cât mai durează? Nu știu sigur să-ți răspund. A. Dar cât de curând îți pot spune, tinere, bine? Ce mai treabă poliție din orice oraș. Hai, ai grijă. O seară frumoasă. Seară frumoasă și ție. Deci totul e bine la restaurant, da? Da, da. Asta îmi place, băieți. Asta îmi place. Ieri era consul. Lăsați că o să mă ocup eu personal ei. Vedeți? Altceva. Ies și eu afară. Trag aer. Proaspăt, nu văd poliție, nu văd elicoptere, nu văd nimic. Asta înseamnă succes, băieți. Asta înseamnă succes. Ferrari-ul meu, să mergeți cu el? Nu, am mașina în spate. Mulțumesc mult. Bine. Ok. Bun. Haideți să mergem să ne facem, să ne vopțim mașina. Pentru că cei din sindicat sunt obligați să aibă mașina vopsită în alb, ca să ne putem asemăna. Opa! Stai că tocmai ce ziceam, că trag aer în plămâni și simt aer curat și că tot. Este așa că nu prea îmi place ce văd. Am uitat să vă întreb o chestie. Dă-ți geamul jos. Căscuță. E spart, îi da jos. Zi. Căscuță, avem și noi o căscuță a noastră. 77. Bine. Hai. Deci fii atent, ia-i un inel cu diamant și un lanț. Un inel cu diamant și un inel cu diamant și un lanț. Bă, voi se stâmpiți? Poate să dau jaf, că n-am bani. Nu am deloc bani. Să dau jaf, poate. Mai e mașină de poliție cumva undercover? E mașină de poliție undercover aia, nu? Ah. Oh, chiar era! Chiar era! Chiar era undercover, what the fuck? Ok, Jesus. N-avem decât să dau jaf, să iau niște inele de acolo, ceva, naiba știe, băieți. What the fuck? Ăla așa repede a întors? Iei 7 trandafiri roșii și unul alb. 7 și unul alb? De ce fix 7? Mă duc la ea, îi dau un trandafir roșu și unul alb și aia am scăpat. Nu mai dau atâția bani. Nu mai bine mai luăm un trandafir roșu și unul alb. Bă, stai mă, că trebuie să mă duc la tuning. Unde-i tuning-ul ăla? Încolo-i tuning-ul ăla.
Hai că avem o grămadă de alergat astăzi, guriții mele, ăsta, zăbăluțele mele. O să stăm împreună astăzi. Mamă, 23 de like-uri, foarte bine, băi, foarte bine. Așa vă vreau, foarte bine. Trebuie să apăsăm pe butonașul ăla de like. Dacă vreți să mă vedeți supărat de asta, zic, fericit, guriții mele, bine? Zăbăluțele mele, am vrut să zic. Ca la morți. Uuu, bă, stai mă, că dacă dau două, e ca la morți. Stai mă, că mă duc la ea, nu mă duc la mor. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Ce? What the fuck? Bro. Oh my, dude, what the fuck? Dude. Oh my, nu, you know what? N-avem timp de d-astea. N-avem timp, tată. Ok, trebuie să vedem cum cum rezolvăm noi cu... Mă, tuning-ul nu e... Mă, unde-i mă tuning-ul, mă? Când mai joci gas station, nu știu, habar nu am, nu am idee. Uite-l, mă, aici eram, mă, bă, aici eram, mă. Ai vrut, Titan, uite ce pățești. Hai, lasă-mă, că dacă eram cu BMW-ul... Dacă eram cu BMW-ul, mă mânca BMW-ul ăla, ești nebun, mă mânca de viu BMW-ul ăla. Mai bine așa, mamă, sper că nu e vericu aici, că am să-i dau niște bani și n-am deloc să-i dau bani. Ok. Hai să vedem, deci mă interesează pe visual, body part, spoiler. Wow, shit! Pentru lumină în plus, ok, ok, o să-mi folosească treaba asta pentru că să am o lumină în plus. Ia! Bro, vedeți că arată mișto? Side skirt? Și asta ce e? Side? Ah, las... Aaaa, îmi pune dă... Bă, dă-te încolo, exhaust. Ia. Arată mai bine astea decât astea, sincer să fiu. Dar parcă astea sunt mai vizibile. Nu, le las pasă că sunt mai vizibile. Cage. Titan. Cum vreți, băieți? Cu roata așa? Sau așa, închis? American Titan. Vreți închis? Să fie de la închis sau așa? Eu zic că ar da bine, mai bine așa. Gen închis, nu cu roată. Închis, roată, închis, roată. 2 sau 1? 2? Cred că ar da mult mai bine așa. Mult, mult mai bine. Că până la urmă o să fie un fel de mașină de... Oh, shit, mamă, cât de bine arată! Mamă, câte LED-uri! Oh! Wow! Jesus, chiar arată bine, băieți. Ok. Nu vreau, vreau full alb, full white. Perfect, vreau un alb cu secundarii, vreau la secundar. Ce e asta, secundar? Ce îmi vopsește la secundar? Nu vopsește nimic, văd. What? Primary. Asta nu mă interesează, că e perlă, că e mat, tot cam la fel se vede. Ok, wheel. Roata la fel o vreau, nu cred că pot să-i schimb. Oare roata, road? No, 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 niciun caz, niciun caz. Ok, wheels color, nu, nici mort. Cum se vede? Palb, lăsăm așa. Un sticker, cum adică sticker? Ok, nu merge, nu merge. Extra, avem ceva la extra, extra 2. Ce asta? Ce modifică, că nu văd. În interior ceva? No, nu modifică absolut nimic. A, stai, cred că trebuie să dau click pe ele. A, sunt prost eu, chat, iertați-mă, da. Ok. Oh, Nike! Bine ai venit la Tier 2, Nike, foarte bine, foarte bine, te pup. Mersi foarte mult pentru Tier 2. Acum poți să vizionezi live-ul în 1080p+,
și să dai live-ul în spate. Foarte bine. Și am scoate numărul de matriculare. Păi vreau să mi-l scoată. Clar vreau să mi-l scoată. Pe față mai ales. Ok, we don't think. Aha, ok. Să-i facem să nu ne mai vadă polițiștii. Sau știi că noi vom fi acum sindicatul, tată. Nu mai... Mamă, dă-te încolo, tată. Să ne vadă totuși puțin un Dark Smoke sau pur black. Black, 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 black. Deci e pur black, efectiv. Și ăsta e un fel de Dark Smoke. Dar cred că negru, 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 efectiv. Cred că, a? Sau Dark Smoke, pa, pa. Se vede totuși puțin. Cred că pur, pur. Scrieți pur, nu scrieți black, ok? Nu scrieți, scrieți pur, scrieți pur, 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 pur. Că cine știe ce mai sare ce ne au pe noi când vede că spamăm toți. Perfect. Horn nu mă interesează. E perfect, upgrade. Aia zic, tata. Bă, dacă 11.000. Ma, 11.000. 9.000. Aoleu. N-avem încotroceat. Și armura care ați văzut că ne trebuie armură. Și 26.000. S-au dus banii. S-or fi dus banii, dar tată, next level. Next level, tată, next level. Aia e la tier 3, Nike. Aia cu Instagram e la tier 3. Specifică și acolo, tier 3. Acum că ți-ai cumpărat tier 2, îți va debloca o cameră de subscriber room. Acolo îmi vei lăsa Discord-ul și Steam-ul tău ca să-ți dau ad. La tier 3 îți voi da follow pe perioada abonamentului. Un GG în chat pentru bani. S-au dus banii mei. Ok, trebuie să-mi dezactivez ăsta. Minu... What the fuck? Ok. Știm cu toții unde s-a dus Denny, nu, chat? Vă las pe voi să ghiciți? Cred că vă las pe voi să ghiciți. Haideți, vă las pe voi. Mamă, 300 de like-uri! Bine, mă, băieții mei, mă, bravo! Bravo, cu 300 de like-uri! Foarte bine, foarte bine! Foarte bine, băieți, cu 300 de like-uri. Ok. Mergem la... Aia zic 0, exact 0, exact. Ia-i lui Denisa Nissan R32. Pe mine? Își pune mască anti-covid. La Rico. Bună ziua. Bună ziua. Ce s-a întâmplat aici? Ce cu mașina asta, doamne? De când oprește SIAS-ul un autoturism? De când mi se dă ordinul. Da. Uite că nu aveți dreptul. Păi, asta îmi faceți treaba sau cum așa? Ia ziceți, de ce m-ați oprit? Pentru... ce-i, doamne, cu astea pe geamuri? Care? Foliile astea, uite, nu văd nimic. Nu vă văd în față la parbriș și cu ele, mă. Întreb și eu, adică... Sunt omologate, sunt omologate. Aveți vreo dovadă de acest lucru? Da. Cine vi l-a pus? Cine vi l-a omologat? La service. Păi da, cine l-a omologat acolo? Mai exact. Vericu, vă duceți și vorbiți cu el. Domnul Vericu. Da. Permiteți să îl sun? Cum se face că aveți numărul lui? Mă, s-a mă calcă pe nervi. Ajută poliția. Și el cum poate. El ne repară mașinile, el ni le modifică. Sunați-l. Acum mă duc să-mi iau telefon. Nu am cum să fug.
Să-l omor oare? Nu se merită. Uite, deja și-a chemat întăririle. Pentru oprire, două mașini, băieți. Pentru oprire, două mașini. Vă vine să credeți? Două mașini de poliție. Trebuie să-mi dau neapărat asta jos. Sau să-mi las geamurile jos toate. Uite ce ture de bărbatul ăla frumos. Ce ture de bărbatul ăla frumos. De ce scoate taserul? Se poate mai zis să văd un buletin? Mi-am uitat actele. De ce sunteți doi? Cu ce v-am deranjat? Totul în regulă? Puteți să-mi explicați anumite lucruri? Cum ar fi? Beric, cum de va omologa dacă el nu este pe oraș? Final nici n-a fost azi pe oraș. Erau acolo. Și văzut... Da ce, credeți că le puneam eu sau ce? Atunci, nu, domnule. Vă rog frumos să... Și de... Nu, tu ești de la DICOT. Nu mă oprești. Stai puțin. Un coleg de la Rotary. Bă, ce picau ăștia pe mine. Bă, 9821. Notează acolo, colegul. Sunt false. 20. Fac și eu roleplay. Așa. Am primit tot dreptul de la domnul Chestor să vă trag pe dreapta. Înțelegeți acest lucru? Știi ce la Nissan Titan care a fost acolo cu dumneavoastră la Verico, a fost și pe dreapta. Un coleg de la rotieră, colegul. Bine. Să o să-l procesezi, vă rog frumos, rămâneți aici până o să vină colegul și o să vă explice mai multe lucruri. Până atunci o să-l trimit tot ce... Oh. M-a văzut ăla? Cască? Am făcut roleplay că mi-am pus cască. Mască din aia. Mamă, fițar titanul de râs. Trebuie să mă duc neapărat sus la Danny. Trebuie neapărat să mă duc sus la Danny. Sus la Danny, sus la Danny, sus la Danny. Ce-i naibii de polițiști proști? Mască? Da, imediat. N-am avut timp să-mi pun și mască, băieți. Că eram contratimp acolo. O să o... Lesc. O să o... Mi-a dat crash. Mi-a dat crash, mi-e rău. Dumnezeu, mi-a dat crash jocul. Fix în locația aia. Înseamnă că se mlă ceva cu locația aia de mi-a dat crash. Oh my god, dude. What? Mi-a dat crash în locația aia. Iar a adăugat... A, sigur, știți de ce mi-a dat crash? Înseamnă că s-a adăugat o locație acolo. Fără să se dea restart la server. 100 la mie. Ce locație s-a adăugat acolo? Dacă mi-a dat mie crash acum, mamă, și s-a dus mașina, mâncați și gura ta, cred că mi-a dat daună la mașină, să moară bărbații mei, dacă vă mint. Și acum să văd poliția acolo. La pariu că vine poliția acolo, că sigur. Cum? Te-ești de bun, știți cum? Avea așteaptă. Hopa, ce-a apărut acolo pentru o secundă pe ecran? Te rog, spune-mi că nu mă dă total random. Eram sigur că mă dă total random. La 1000 de metri depărtare. Minunat. Ok, apă, mâncare, perfect. E bine rău de tot. Domnul. Cred că-ți bagi joc de mine, dude. Oh my god. Și pe bune că trebuie să alerg până la cimitir? Oh.
Dude, this is fucked up. Scoate BMW-ul. Ah, am un garaj aici. Am un garaj aici, e ok. Tu poți să găsești locația și după să o dai pe bani. La ce te referi? Ce locație? Că nu înțeleg ce zici. La ce locație te referi? Mă, putea streamzai sau mi se pare mie, mă, chat? Nu știu, miroase așa o leacă. Nu simțiți că e prea liniște? Nu știu, parcă miroase așa o leacă a streamzai. Cred că sunt eu. Cred că mie poftă, băieți. Mie poftă o leacă, cred. Ciudat. Prea liniște. Poate în sfârșit... Aia zic, tată, aia zic. Mașina e full. Mi s-au salvat, e tot în regulă. Ok. Deci, Mamă, lasă-mă cu dastea de depresie, te rog frumos. Fă și un roleplay că dezactivează foliile pe un buton. E power gaming ăsta. What the fuck? Aș putea să fac asta, gen, să le las pe toate în jos, gen, dar nu, cred că se merită să le las pe toate în jos. Ok, trebuie să ocolesc cumva zona. Trebuie să ocolesc cumva zona. E biserică. Voi vedeți că e o biserică? What the fuck? Ok. Sper să nu mă văd pe aici cu polițiștii, că n-am niciun chef. O să mă duc repede la asta, la cum se cheamă? La casa lui Danny. Sper să o găsesc acolo. Dar ce, mă duc cu mâna goală, mă, chat? Ce să fac, mă, mâncava-și gura voastră? Mă duc cu mâna goală așa, îi zic, ai, mă, iubire, uite, vrei, nu vrei să facem? Nu, mă, că nu funcționează așa la o femeie. Oh. Ce cadou să-i fac eu? Cere-o de soție? Măcar un inel dacă aveam. Am cum să cumpăr de la magazin. Hai că mă duc acum la magazin. Hai că mă duc la magazin să vedem. Sigur trebuie să rezolv eu cumva. Haideți, mă, băiți, că suntem bărbați de scurcăreți. Ce, Doamne iartă-mă? Dacă nici noi nu suntem bărbați de scurcăreți, apoi cine? Mergem și vedem acum. Du-te în zona în care ți-ai luat creșii, cauți locația, poate e locația de sete bomb și poți să o vinzi. Sete bomb? Ce? Ah, sticky bomb. Ok. Încerc să o iau printre drumuri din astea mai micuțe. Că n-am chef să mă trezesc cu poliția pe aici. Ok, unde e, mă, un magazin? Băi, am nevoie de un magazin. Trebuie să-mi schimb numerele de matriculare cumva. Cum aș putea face eu asta, chat? Să-mi schimb numerele de matriculare. Nu, soție, fra. Știu că nu e ok. Nu e ok deloc. Dar nu știu ce să fac. Ce facem, mă, băieți? Ce facem? Dacă o luăm de soție după, știți că o să... S-ar putea să regretăm, s-ar putea să nu. Păi, făcut roleplay, că sunt numere false. Ah, da, chiar. Corect. Foarte bine. Chiar să... Am înțeles. Ăștia sunt, mă, de la mine. Te pup, Alexandru. Salut, băieți, vă salut. Am venit și noi să ne luăm radio. Da? Da. Mă bucur, băieți, mă bucur. Ok. Un inel. Mamă, da. Spune-te, rog, că există un inel aici, băieți. Un inel. Jobs. Mamă, nu e nici un inel. N-am cum să cumpăr un inel. What the fuck? What the fuck?
Hopa. Ăla nu e de la poliție, mă? Sau cine e ăsta, mă? Ăla nu-i Pingu, mă? Pingu? Cine ești, mă, bărbatule, tu? Ok, bine, bine că sunt că sunt și la shop ca să-mi iau... Ai copil cu ea, cere-o. Mama mea, să-mi bag picioca. Să-mi bag picioareta. Hai că vedem, aia e, băieți. Aia e, unde, mă, GPS am deja. Prezervativ de-asta așa. Radio. Inventarul tău este... What? Radio, 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 radio. Perfect! Ok, să-mi dau asta jos. Genial. Ok. Prefăte, ți-am zis că vin după tine. Cine vine după mine? Hai, mă, băieți, bă, ce-o fi, o fi. Mergem cu mâna. Ce cu mâna goală, mă, tată, mă? Bă, îmi trebuie, mă, un inel, mă. De unde aș putea face rost de un inel? Un inel, un inel, un inel. Unde, de unde, doamne iartă, m-aș putea să cumpăr un inel? Dă slash car status când ieși în mașină. Car status. Cu ce mă ajută car status? Bun. De la jewelry store, de la magazinul de bijuterii. Ok, unde, Dumnezeule mare, e magazinul de bijuterii, chat? Deci, unde era, mă, magazinul de bijuterii, mă, chat? Cine mai știe minte? De la diamante de acolo, știți? Unde era, mă, magazinul de diamante, mă, băieți? La Biju. Unde era Biju? Era pe lângă Fizanes, gata, știu. Ăsta este ăla mare, pac, pac. Aici, mă, aici, aici e Biju. Aici e Bijuleana. Bijulaina. La Bijulaina, tati. Bijulaina. Lângă haine. Gata, e perfect. Bă, aia e, ce-o fi, o fi. Bă, mergem și o cerem de soție. Dar după știți ce o să zică? Ah, hopa, hopa, hopa. Ce-am văzut noi mai devreme, chat? Ce-am văzut noi mai devreme? Acolo, în locația unde ne-a dat nouă creș. Ce-am văzut noi mai devreme, a? O? Hai, 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 hai. Cine ghicește primul? Ia să vedem. Că de la 1 septembrie dăm puncte ca lumea rău de tot. Dăm informații utile, dăm de toate. O piasarică. Nu, mă, piasarică, bă. Doamne, ce tâmpit ești. Biserică, mă, bravo, mă, Davidaca. Bravo, bravo, Davidaca, bravo. Oh, shit. O biserică. Dacă aș putea să găsesc un preot sau ceva. Biserică, tată. Să ne cunune. Aia zic. Bravo, Rafa, bravo. Rafa, uite, de exemplu, Rafa de la 1 septembrie, când o să intre noul update cu sistemul de shop, Rafa o să obțină un, o informație utilă. Ori aștepți și strângi 6 din 6 informații utile și primești moderator peste tot, ori vinzi acea informație utilă pe Trovo, primești o sumă destul de mare de bani și îți cumperi moderator chiar tu. Și primești moderator peste tot. Sunt două șanse să primești moderator. Ok. Deci ai... Ce? Wait. Bro. Bro. Aduceți-vă aminte. Vorbele spuse de Alexia sau de Luca. Cum a zis? Cum a zis? Nu mai știu exact cum a zis. Știu că știți, știu că voi știți cum a zis mai exact. Aha, aha. Am o misiune destul de ciudată. Vorbim mai târziu, bine? Auzi? Da. Gelu? Da. Da, zi. Gelu, mă auzi? Da, mă, zi repede! Fuck! A, vezi că... Fica ta cu Luca, am înțeles că se căsătoresc. No shit, nu mai spune.
se căsătoresc, a? Noi doi vom fi acolo. Foarte bine, Andrei Avram. Foarte bine, Andrei Avram. Foarte bine. Foarte bine. De ce nu mi-a zis? Sunt Tasu. Eu am crescut-o cu mâinile astea pe Alexia. Și ea n-a fost în stare să-mi zică că se căsătorește? Pe bune? Așa am ajuns? Nu m-au chemat pe mine? Dar nu e problema. Nu e problema. Știți ce o să facem, nu? Șapca în cap, o măscuță, nu o măscuță, că după părem suspicioși. O șapcă mai pac, mai până aici, lăsat așa în jos, capul în jos, niște inele pac-pac ne schimbăm total, șapca cât mai jos lăsată și ne infiltrăm. Șapca jos, ne infiltrăm. Exact, asta vom face. Cu șapca, băieți, cu șapca. Ea nu știe cum arăt, nu mai știe cum arăt. Și o să ne infiltrăm. Răspunde rapid. Nu mai vreau să răspund nimic. Ok. Așa ai făcut și tu, Lovito. Istoria se repetă. Corect. Istoria se repetă. Foarte bine, Florin. Corect. Dar mie nu-mi place. Și de fapt mie îmi place ca din istorie să învățăm ceva. Că de-aia se numește istorie, nu? Ok. Mergem la... La... Cum se cheamă? Mergem la... La Danny. Sau? Nu știu dacă mergem la Danny. Avem două variante. Unu, mergem la... biserică. Sau doi, mergem la Danny și după care mergem la biserică. Eu cred că vă duceți pe varianta 2, nu? Vă duceți pe varianta 2. Cred că mergem pe varianta 2, boys. Nu? Biserică? 1? Băuzi inelul. Ah, fuck! Nu aș putea să întreb pe cineva care se joacă pe server să întreb de unde pot face rost de un inel? Ia să-i așa. Stai că îl întreb pe fondator. De unde pot face rost de un inel? Am nevoie neapărat. Te rog, ajută-mă. Ok, i-am zis lui. Poate reușește să mă ajute cu un inel. Am nevoie de un inel, ceva inel. Ok. Ah, că nu știu magazinele, nu știu magazinele. Ai, faza urâtă. Ia-o pe Denis și o prezinți Alexiei. Șapca în cap, cu mâna pe... Am înțeles, e bine rău de tot. E bine. Biserică, logic, nu? Ok, hai să mergem să ne punem șapca în cap, băieți. Ne punem șapca în cap. Mergem să-mi pun șapca în cap să mă infiltrez. O să am nevoie de o șapcă cât mai jos lăsată pe ochi. Că o să las capul în jos. Vreau să văd dacă îmi las capul în jos. Mergem la biserică sau la Danny? Biserică, Danny. Ok. Deci poate să mai întârzie Danny. Dacă eu las așa capul, mi-l lasă oare în jos? Ia. Da, e perfect, că o să mi-l lase în jos. Vine și șapca și nu o să mă vadă nimeni. Dar o să trebuiască să stau puțin aplecat așa, chat. O să trebuiască să ne uităm cu colțul ăsta de aici, gen. Cu colțul ăsta de aici. Cu colțul ăsta de aici, vedeți? Vedeți? O să trebuiască să ne uităm așa, ca să ne uităm în jos, știți? Fost costumul negru. Alo, da? Gelo, ascultă-mă. Nunta lor e la 9:30. Nunta lor e la 9:30 și am fost invitat. Perfect, nu am. Mi-a zis să nu zic nimic. Mi-a zis să nu zic nimic. Bun. 9:30, adică în vreo cât 19 minute, ceva de genul? 20 minute. Mai exact 23. 23 de minute. În 23 de minute e nunta. Nu am deloc timp. Fuck. Ok. Să vedem. Deci, o șapcă mai neagră, o șapcă mai neagră. Nu, poliția, mă. Bă, o șapcă neagră simplă. Nu găsesc? Care totuși să fie simplă sau ca să scrie, nu știu, NIPD, ceva, orice.
Dar nu poliția. Șapcă neagră, șapcă neagră, șapcă neagră. Hai mă, o șapcă neagră, nu găsesc? Nu da asta, mă. O șapcă cât mai... Uite, 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 ceva de genul. Vedeți, 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 vedeți? Negru, 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 te rog, te rog, te rog. Yes! Și uitați, abia dacă mi se vede ochiul, vedeți? Sunt așa. Ia uite. Și dacă mă mai lași așa în jos, genial. Uitați-vă, genial. Genial, abia dacă mă văd. Genială treaba. Genială treaba, ok, perfect. Îmbracă-te în motocicl. Opa, frame drop acolo puțin. La magazinul de bijuterii, cică, aș putea să găsesc un inel. Ok. Wait, asta nu e cumva... Bă! Nu! Aaaa! Sărâna, sărâna, sărâna. Ce sărâna, mă, bă, ia bărbatule. Ochelari de soare. Ochelari, ochelari, corect. Nu contează că sunt... Contează să fie ochelari, că mă ajută. Contează. Vrem agravane. Ce vrei, mă? Vezi că am fost acolo la lucrare, așa, dar m-a dat aia afară, și că să vin mai târziu. Că ci că-i treabă, e cu doarme lumea. Ratat te-a făcut dumneavoastră. Scuză-mă, bre. Ești tâmpit rău de tot. Scuze, bre, magrăoane, n-am vrut. Vezi ce faci. Salut, tu ți-am pierdut mult. Bre, nu mă duci până, hai, Madeline, până la mașină, bre. Ai pierdut destul de mult, să știi, ai pierdut destul de mult. Unde să te duc, mă? Undeva, că n-am mașină. Vezi, mă, bărbatule, de treabă, tu ești tâmpit la cap. Lasă-mă, mă, cam... Păi, bre, magrăoane, n-am... Bă, magrăoane, am o grămadă de treabă, da? Și-o mai am... Gelu, tu ești? De soare. Gelule, m-auzi? Da, mă, bărbatule, mă. Bă, auzi, mă duc eu la nuntă înainte, mă duc eu la nuntă și zic tot ce se întâmplă. Ceva mai, niște ochelari mai normal, nici chiar așa ciudați, știți? Uite așa. În umbră. Că eu gen am fost invitat la nuntă. Nu, arăt prea ciudat. Dar nu știu de ce nu te-ai invitat. Mi s-a părut ciudat. Uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa. Perfect, 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 perfect. Perfect, 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 perfect. Nu, nu, nici măcar nu mă mai recunoaște. Barbă falsă! Oh, putem să ne punem barbă falsă, chat! Ne punem barbă falsă. Auzi, de unde pun și eu barbă falsă? Barbă falsă, hainele. Cred că cel mai probabil de la măști. Vezi dacă e, că mi se pare că era. De la frizerie ăștia. Nu, mă. Nu cred că găsesc. Am așa că trebuie să găsesc. Nu găsesc barbă falsă, fuck. Să nu mă duc ațațalea mea. Nu găsesc, nu găsesc, nu găsesc, sunt mort. Crucea, hainele. Hainele nu știe nimeni cum sunt îmbrăcat. Mamă, vrem agravane. Dă-te, tată, din fața mea că te sparg. Bă, auzi, schimbă și hainele că ți le cunoaște. Ah, shit. Minunat. Barbă, 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 barbă. Te rog, dă-mi o barbă. Haide, știu că vrei să-mi dai o barbă. Te rog, spune că e o barbă aici. Te rog, te rog, te rog. Știu că e o barbă. Haide, o simt. E barbă, yes! Hai că simt asta. Simt că e o barbă. E barbă, gata, aici urmează barba. Hai mă, hai mă. Trebuie să fim optimiști, trebuie să fim optimiști. Haideți, băieți, haideți, băieți. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. E pe terminată, e pe terminată. Nu e bine, nu, 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 nu. Asta e ultima. Asta... Asta e penultima, următoarea ultima. Te rog, barbă. Da, fuck! Nu mai zi, nu mai zipa! Vestă agenții. Mamă, suntem cam morți. Cred că trebuie să ne schimbăm. Barbă e la frizerie. Ne schimbăm hainele? Chat, vreți să ne schimbăm hainele? Mamă, nu mai e deloc timp. Nu mai e deloc timp. Și 12 minute. Hai că vedem noi cum facem. Ne descurcăm noi. Aproape doar 100 de like-uri. Foarte bine, băieți. Foarte bine, foarte bine, foarte genial de bine. Așa vă vreau. Nu cred că ar trebui să ne schimbăm hainele. Nu știu.
alt costum negru. Să ne schimbăm în negru. Facem un pull repede, băieți? Un pull repede? Haideți repede cu un pull. Un pull repede, un pull repede. Mafioții, băieți, moderatorii, repede. Repede, repede, repede. Un pull. Nu, lasă, că nu știi hainele. Că nu te-a văzut. Păi aia zic, nu m-a văzut. Și atâta lume va fi pe acolo. Nu prea o să, știți, o să aibă frică, o să... Na. Nu prea cred eu că... Ce să facem noi acum, mă, mâncavaș gura voastră? Știe că te îmbraci în negru? Luca le știe. Luca te-a văzut o mie de ori. Barbă falsă și atât. Eu zic că barbă falsă și atât. Că în negru m-a mai văzut și știe cum îmbrac eu negru. În alb nu prea m-a văzut. Și cu șapca asta... No, no, no. Clar nu, clar nu, clar nu. O să fie nebunie, o să fie oameni, o să stau în spate, nu o să mă vadă om, nu o să mă vadă. Magraoane, mă duci pe mine. Hai Magraoane, urcă mai repede, firial naibii să fii. Du-mă la cimitir că am de făcut o lucrare la biserică. Ce lucrare mă la biserică ai de făcut? Păi dar n-ai văzut Magraoane că le-a băgat la așa biserică și nu le place și m-a trimis primarul să le fac la aia acolo la biserică că, și că cade pe ei. Stai o leacă că am, am depus o barbă. Hai bre, că poate mă dă aia afară, pierd pâinea de la gură. Hai bă tată, lasă că și așa trebuie să... Și dacă... Mamă, e groasă treaba, chat. Mai e o problemă. Lăsați hainele ca hainele. Oricum iese nu. Hainele ca hainele. Ce voce folosim? Vocea mea de abonați sau vocea mea de film? Aia groasă sau aia subțire? Nu, cred că se potrivește. Mă duc la el. Măi ratatule. Nu, nu, nu. Mai degrabă s-ar potrivi un... Alo, bună ziua. Da nu, că mă știe Luca, mă. Hai să-mi bat picioreta. Mi-e rău. Cred că vomit aici, băieți. Oh, cred că vocea de film și mă feresc. Nu, vocea de film și mă feresc de Luca. Vocea de film și mă feresc de Luca. Vocea de film și mă feresc de Luca. Perfect. Hai băi, scos, o să iasă bine. Nu avem, bă, fără emoții, ok? Important e să nu avem emoții. Fără emoții, calm, pac, pac. Liniște, nu ne stresăm, nu ne nimic. Mamă. Țineți minte, e 18 barba mea, bărbuța mea. O barbă falsă. Uite că așa arăt super ciudat. Uite așa, perfect. Sunt total diferit, nici măcar nu mai zici că sunt eu. Ok. Fă-ți barba ca a lui Vito. Lasă că decât să zică că și așa semăn eu cu Vito, deci nu. Ce dragi să-i făcut brema, Magraoane? Abonați și zici că ai avut o nouă operație la voce. Nu prea cred că merge. Magraoane-i. Ce mă? Zic ce acolo la față. Lasă bă, taci din gură. Știu eu, treburile mele. Am înțeles. Fra, dacă te omoară, îți iei ce cap că faci că parte din sindicat. Da, cam asta e adevărat. Oh, Alex, donează. Ah, ba da. Donează o sără elixir, te pup Alexe, te pup. Mersi foarte mult pentru sără elixir. Mamă. Ce random a fost asta. Auzi, bă, dar nu vrei să fac o lucrătură aici la mașină, ceva frumos. Ia uite, mă, să am zis ce de mă. Bă, tată. Opa. Bă, tată, fii atent. Tu vezi de treaba ta, lasă-mă tu pe mine și, da, ciocu mic, frumos, da? Hai, da, bre. Și dacă, bre, dacă îmi zici, dacă mă întreabă de invitație, eu ce-i zic, mă, mâncați-aș gura ta? De invitație? Bre, păi vino, bre, cu mine, bre, și zici că ești de la, cum îi zice, dar, cum îi zice, bre, la ăla, la ajută pe muncitor. Șt, am înțeles, gata. Hai, vino, bă. Salahor. Este la horul meu. Care e vocea de film? Paranteză pătrată deschisă paranteză pătrată închisă paranteză pătrată deschisă Magraoane. Alexe, cred că te bat dacă îmi faci așa, mai ales aici la acțiunea asta importantă. Vino cu.
Domnul, domnule, bă, să mă. Frații, ce capa? Calmează, că nu... Aha. Aia zis, sis. Uite acolo, bă, dau părinte. Trebuie să fac neapărat poza la așa ceva. Trebuie neapărat să fac poza la așa ceva. Și fac o altfel de poza. Mamă. Lasă scapul în jos. Aha. Voi vedeți, mă? Semnul întrebării, semnul exclamării, semnul întrebării, semnul exclamării, semnul întrebării, semnul Mie nu prea îmi place ce văd aici. Spune lui Carlos să te ia pe post de prieten la nuntă, că el e invitat la nuntă, ca să te poți infiltra. Bă, ce ură, nu te-a chemat și pe tine, că tu ești tatăl. Taci din gură, că rezolvăm. Deci văd că se strâng oamenii pe aici. Ar fi mișto să mai vină din abonați, ca să nu, să nu mă dau de gol așa rău, că văd că sunt cam puțini oameni și mie că o să ne vadă. Băieții de la restaurant, haideți și voi. Faceți stream snipe, vă las să faceți stream snipe. Veniți încoa. Dacă vă întreabă în invitație, lăsați că nu vă bagă nimeni în seamă. Veniți încoa. Ăia de la restaurant și cei care mai vor Alex, să vină. Sau pun paranteze. Salut Alex, salut. Așa nu mai pune paranteze, gata. E preotul ăla de pe Wish. Eu am venit aici. Vorbim după slujbă. Dați-vă masca aia jos. Nu puteți veni la biserică cu asemenea mască pe față. Mamă, mă pune preotul să-mi dau șapca jos. Nu deranjează nunta, vă rog. Stimați oaspeți, ne-am adunat astăzi aici pentru a uni destinele celor doi, al Alexei și al lui Luca. Mă simt mândru de a oficia această ceremonie, dar înainte de a începe această ceremonie, ne-am auzit, trebuie să întreb onorarul public. Se opune cineva în această nuntă să spună acum sau să tacă pe vecie? Deci să înțeleg că nu se opune nimeni. Nu cred că s-au auzit până poate. Nu zic nimic. Cetățeană Alexia Seducătoare. Ei în căsătorie pe cetățeanul Luca Seducătoare? Da. Mai tare. Și convingătoare. Da. Cetățene Luca Seducătoare. O ei în căsătorie. Mă opun! Cetățean. Spuneți, domnule, de ce vă opuneți? Și eu! Aoleu! Tu stai jos! Domnule, de ce vă opuneți? Asta cum e filmat. Alexia! Tu ai luat-o razna? Adică eu sunt tatăl tău! Fac atâtea treburi pentru tine! Și tu nu ești în stare să mă inviți la propria ta nuntă? Oh shit. Păi dacă cum că la mi-a spus că avea un tată care a murit. Oh. Nu a murit nimeni. Sunt tatăl ei, biologic. Explicați-mi ce înseamnă asta. De când are dreptul la o căsătorie fără ca tatăl să fie... Mamă, au început ăștia să pună pe Twitter o nuntă eșuată. Să vă spun sincer, domnișoara, atâta timp cât a trecut de vârsta de 18 ani, este direct răspunzătoare pentru deciziile luate de ea. Nu știam că dumneavoastră sunteți în viață, cum am și spus, dumneai susținea că dumneavoastră ați decedat. Și așa, Alexia? Așa, deci? Îl faci pe tac tumor, nu? Cât timp moment, nu am mai băgat în seamă. Nu te-am mai băgat în seamă cu mine. Pentru că am tras tare. Și nu tare. Am avut neapărat doar am nevoie de acordul tău. Te poți uita și în stânga. Pentru că am tras tare pentru tine. Pentru voi. Tu înțelegi asta? Eu zic să te uiți în stânga ta. Sau de fapt dreapta ta. Și după vei cunoaște imediat cine mi-a dat acordul. Cine e în dreapta mea? Nu vă pe nimeni.
Uitați-vă mai bine. Uită-te mai bine. Partea dreaptă. Uită-te mai bine în partea dreaptă, Gelo. În primul rând, domnule. Ma. În primul rând, da. Doamna Roșcata. Aha. Deci doamna Roșcata, care fuge de probleme și nu e în stare să spună ce probleme are. Ce probleme? Și de când are dreptul doar unul dintre părinți să dea acordul. Cum am spus, cât timp dacă are 18 ani, nu contează. Eu de ce nu sunt aici? Dumnezeu e sus. Dumnezeu e sus și vă vede pe toți. Pe toți dintre voi. Liniște! Nu faceți scandal în biserică. Lăsați telefoanele jos. Vrema Graoane, nu-i frumos să vorbești odată în biserică. Nu vorbiți urât. Suntem în casă. Nu am vorbit niciun urât. Dacă matale erai, nu faceți scandal. Nu mă interesează. Taci din gură. Taci din gură sau scot un 9 mm și ți-l bag în gură, ai înțeles? Asemenea. Bun. Liniște. Amenințe. Alexia, mai dezamăgit, să știi. Poți să-ți faci nunta în continuare. Dar ține minte, trebuia să mă chemi, pentru că sunt tatăl tău. Și trebuia să fiu primul informat. Tu mă urăști. Eu te urăsc? Să te chem. Da, da. Telefoane tot ei cu camere de filmat. Tu chiar credeai că meriți să te invit după câte chestii și după atâtea chestii care mi le-ai făcut mie? Da? Și crezi că eu nu ți-am făcut un bine? Hm? Un bine că m-am amenințat cu arma. Când te-am amenințat cu arma? Așa a zis. A fost eu. Când? Da. Amintește-ți tu bine. Eu nu mi-aduc aminte. Deci să înțeleg că ai venit ca să-ți faci nunta și ți-a dat Roșcovana dreptul, nu? Roșcovana care se vinde ușor și se duce de colo-colo, nu? Singurul care te-ai vândut ești tu. Nu mă interesează părerea ta, crede-o. Tu ești cea care se duce din femeie în femeie. Din bărbat în bărbat, iartă-mă. Poți să-ți continui nunta. Nu mă mai interesează. Să-mi o continui, cum zici tu? Iertați-mă că v-am stricat evenimentul. O să nu mă car. Nu se face așa ceva, domnule. Nu se face așa ceva, mai ales în casa domnului. Poți nu se face așa ceva? Acolo, dacă nu-ți convine. Puteți să vă duceți naibii atunci, toți de aici. Așa a făcut și mă. Credeți-mă. Nu puteți spune așa ceva. Atâta timp cât tatăl nu e prezent, nu are ce căuta o nuntă. Mi-am terminat vorbele. Dar mie, dacă mi-a spus că sunteți mort. Băieți, hai gata, hai plecați de aici cu camerele de film. Bredo, părinte, nu-ți mai fac nimica la biserică, să-ți caut chiar vă rog frumos, constructor. Hai, vă rog frumos, nu mai filmați, vă rog frumos. Ce vrei, bre, măcar. Bre, nu-i mai fac nimica să fiu online, hai să-i fac biserica frumos. Du-te, mă, făi, că n-am nicio treabă. Nu-i mai fac nimica. M-ai enervat. Gata, mă. Gelu? Calmează-te, știu că ești supărat acum, dar tu, o să-ți revin. Tu că îi faci, mă, poză? Tu că îi faci poză? Nimănui, domnule. Nimănui? Fă poză la asta. Sunteți persoana. Mai vrea careva poze? Stai la biserică, stai la biserică. Să-l binecuvânteze domnul, lasă că e binecuvântat. Să plecă, băieți, să plecă. Gelule, mamă, vrema Graoane. Gelu? Cine mi-a blocat? Care e prostul care mi-a blocat mașina? O să ne vedem mai târziu, mă duc că trebuie să iau un transport de arme. Pe care parcă bani încă vine. Hai băieți, la transportul de arme, hai să luăm transport. Hai. Vrem agravanii. Hai să le furăm limuzina, bre. What? Mă doare în fund de bis, de nunta lor. Mi-a stricat toată starea. Absolut toată starea. Dar lasă-i bre încolo, bre, dacă ei vrea să fie fericit. Lasă-i să fie. Vrem agravani. Nu mă mai interesează. Fatale să fii sănătos. Dar nu prea să cuvinde ce ai făcut bre. Că e casa Domnului în biserică. Nu casa Domnului? Crede-mă că și Dumnezeu, și Dumnezeu ar fi supărat. Bă, dacă ar vedea. Da, și crema că a văzut.
știu că nu e convincios și au făcut ei prima graone, dar nici matale ce ai făcut, că te-ai dus în Sfânta Biserică, ce ai făcut scandal, adică... Na, trebuia să vorbești cu ei în privat, după nuntă, după astea, dai seama. După nuntă? Ce să vorbesc pe tata cu ei? Ce să vorbesc? Să mă lase în pace cu nunta lor. Crede-mă că tu nu... și Dumnezeu ar fi supărat pe ce s-a întâmplat acum, crede-mă. Până auzi, și Dumnezeu ar fi supărat. Problema e alta. Tu știi că ești deja sunt căsătorit și la primărie? Pentru că cheamă, au numele la fel de familie. Au numele? Când a zis preotul. Deci da. Au avut timp zilele astea, au avut timp să-și facă și, am înțeles. Bun. Hai că dacă tot sunt aici, pot să fac o chestie. Nu mă mai interesează de vechea familie. Am avut o familie groaznică. Albert, copilul meu, umbla pe străzi. Era un drogat. Fiica mea de la 13 ani era spartă. Și-a băgat altul, nu mai zic, în munca mea. Maica sa umbla din sule în sule, peste tot, că așa e maica sa. Nu mai vreau să aud. Nu mai vreau asta să aud. Asta e prima graone, asta e lumea de nu mai vreau să aud. Vreau să-mi înființez o familie cu Danny. Și asta o să și fac. Vino încoa. Bun. Zim care inel să-l iau. Stai așa, bre, magroane, că aici e ceas. Uite aici, bre, inelele. Dar astea e cam mari. Ia fii atent, magroane, uite aici, în dreapta sus, inelul ăla cu mov, așa, cu diamantul mov. Care? Ăla cu diamantul mov de acolo. Ăla cu diamantul mov? Cât da, costa? și auriu, așa. Mamă, că n-am destul. Cum ar fi să schimb sunetul la Donati cu Elixir și sapun 18 plus? No, clar nu. Stai așa, bre, magroane. 10, 9255. Cât, mă? 10.000, bre, magroane. 10.000 de dolari? Păi, mă, tare, nu vezi? Minunat. Îmi vine să dau cu pumnii în ăsta, să sparg. Brei, nu bre, că vine poliția aici, nu. Nu mai îmi zice brei. Da, he he. O să dau eu banii pe biserică. Iau inelul ăsta. Să fie sănătos. Plătește tu, nu mă mai interesează. De unde, brei? Ia banii, plătește. Hai că ți-l aduc eu acum. Minunat, e poliția aici. Și n-am cascat la mine. Shit. Asta mai lipsea pe bune. După ce că am avut o zi, o întâmplare de rahat, asta mai lipsește. Grăbește-te! Ne caută poliția. Care ți-a dat odată 7 euro pentru păi, informații da, ce-a făcut, ce-a vrut, mi le poti da. Cipri care ți-a dat odată 7 euro pentru informații, mi le poți da? Am înțeles. 7 euro pentru informații utile? Acum cât timp? Mi l-ai dat? Da, bre, acum. Inel cu diamant. Ok. Perfect. Uite aici, bre. Am văzut. Inel cu diamant. Se vede de web-ul meu, chat? Nu se vede. Ăsta de aici. Inel cu diamant. Ok. Genial. Știți ce o să facem acum, nu? O să mergem și o cerem în căsătorie. Vă mergem și o cerem în căsătorie. Vede? Opa, așa, prezint. Oh, shit! Bă, l-ai tâmpit la cap? Ce doamne artă, mă? Bă, taci, mă, nimic. Băi. Ești tâmpit la cap? Bre, da, m-a luat, tu vezi cum a parcat nesimțit-o la pe mijlocul drumului, bre, să faci la ce tu par n-ai picat pe aici. Suntem ok, mulțumim frumos. Spital, să fac punere de acolo spital, să mă duc la operație, că am făcut accident de mașină. Gata, liniște. Da, doamne, ferește. O cerem? Și flori? No, eu cred că e de ajuns un inel.
Eu cred că e de ajuns un inel. O să iasă bine totul, o să iasă bine totul. Acum mult timp, atunci când era gluma aia cu Ciprian, sper să ai ti-aduce aminte. A, păi de la 1 septembrie nu o să mai fie nicio legătură. Toate informațiile utile din trecut se vor șterge. Și de la 1 septembrie va exista un shop și pe YouTube, dar și pe Trovo. Ok. Două într-un loc frumos și cere-o. O cer într-un loc frumos. Trebuie să fie totul bine pus la punct. Trebuie să fie totul bine pus la punct, chat. Habar nu am. Da, shit. Stai, nu cred că am luat-o bine, nu? Nu stă, bre. Eu habar n-am unde stă. Dai ba un buchet de flori și baga inelul la amanet. Ce, mă? Cum o să bag inelul la amanet? Tu te auzi? Ok, bine că am activat pilotul automat. E genială treaba asta cu pilotul automat. Uitați-vă cât de bine conduce. Și leagă la ochi. Voi vedeți cât de bine poate să conducă pilotul ăsta automat? Conduce mai bine decât mine. Wow! O, cred că o să o duc într-un loc frumos, băieți. Cred că o să o duc într-un loc frumos. Asta se va întâmpla. Și mă, ce-ai? Ce-ai păzit? Păi n-ai fost să bre că ai dat în stâmpul ăla, mi-ai dat de mai judic. Bre, au, bre, lasă bre, alo. Bre, stă mă, tată, liniștin, nu e mă nimic, ce-ai? Opa. Mă, unde se duce ăsta, mă? Bă, unde... Băi! Bă! Ce-ar asta, mă? Bă, las-o moartă, mă, bă, la sfârșit, mă, acum! Bre. Ce, doamne, ar trebui, mă, fix acum, la sfârșit, să o facă? Bre, temele de la preotul ăla, bre, că ce, doamne? Făcut scandal în biserică. Băi, a luat-o... Ce-am făcut, mă? Cred că am făcut asta. Bre, sunt alea de la preotul ăla, că te-ai zis și ai făcut scandal în biserică și nu trebuie să faci scandal în biserică. Acum e... Blestemul pe capul tău. Ce blestemă? Taci din gură, mă, cu blestemul tău. Că ai făcut scandal în biserică, că te-a văzut Dumnezeu. Nu există, mă, așa ceva. Și Dumnezeu ar fi supărat. Da, și pe Matale, că ai făcut scandal în casa Domnului. Nu are nicio treabă. Crede-mă că și Dumnezeu ar fi supărat. Adun niște lăutari. Cum fac rost de lăutari? Nu știu, habar nu am ce-i place lui Danny. Nici nu știu dacă îi plac lăutarii lui Danny. Nu mai da... Nu mai cere buletinul, mă! Băi! Nu ți-l cer brema, graoane, alo! Nu ți-l ți-am făcut nimica brema, graoane! Nu-ți cer nimica, ce-ai? Cineva îmi cere buletinul! O fi... Știu, doamne, arte, mă! O fi maker dintr-ăla. O fi doar cu om cu puteri supranaturale. Ia vezi tu un... Nu știu ce-o fi. În bun, cartea fii atent, ascultă-mă puțin. Nu cred că e acasă. Trebuia să fie, trebuia să fie aici, cineva. Să nu fie la hotel, bre. Du-o într-un loc frumos și cere-o. Știi ce o să fac, nu? O să o duc într-un loc frumos. Ok? O duc într-un loc frumos. Alex, mersi frumos pentru încă 100 de elixir, casă de piatră. Dude, what the fuck, cum naiba pui gifurile alea? Era tare dacă apărea pe... Stai, oare dacă... Cred că pot să fac să apară pe ecran gifurile pe care voi le puneți. Dar nu, că să-mi puneți gifuri pornache după și-mi iau strike. Sau nu cred că merge să pui gifuri pornache? Oare merge? Nu cred. Ok, rămâi mașină, te rog. Gata, bre. Ok. Trebuie să-mi fac curaj, băiți. Trebuie să-mi fac curaj, ok? O să fie totul bine. Sună? S-o sună înainte? Aveți dreptate. Badul la bar, cel mai special loc. Uite-mă ce ratați sunt ăștia. Uitați-vă ce ratați sunt ăștia. Uitați-vă și voi, băiți. Ne-au făcut
Nu merge 18 plus. Nu merge. Ok, ok, ok. Atunci o să fac să apară pe ecran. Ok, ciudat. Foarte ciudat. Bun. Sau nu. Trebuie să fie o surpriză ca la carte, ok, chat? Vreau să fie o surpriză ca la carte. Am încredere în mine. Ok. Deci Deni? Nu. Iubire? Nu. Viața mea. Iartă-mă că te-am sub. Nu. Deci iubire, se stând ochelarii ăștia jos de poponar. Ok, arăt destul de bine. Iubire, iartă-mă că nu ți-am spus adevărul. Shit. O să mă încurc ca ratatul. Iubire, iartă-mă că nu ți-am spus adevărul. Trebuia să îți fi spus. Nu, mă enervează alea. Nici lui Steffi nu îi zice asta. Exact. Stai, ce? Nu, glumesc. Ok, iubire, iartă-mă că nu ți-am spus adevărul despre mine. Dar vreau să-ți zic că te iubesc foarte mult. Mă pun în genunchi. O să mă pun în genunchi. Dar nu așa. Și să-i dau inelul. Pac, inel cu diamant, oferă, bum. Ok. Deci cum am zis? You know what? Fuck this. Ok, sunt destul de capabil, ok? Lupul singuratic, iubirea mea, dragostea ochilor mei, tu ești fericirea mea și tot pentru mine și tot pentru mine aș muri pentru tine și aș trăi și aș... Hai că ai zis și tu. Mă duc să mă duc eu la primărie să-mi schimb buletinul dacă nu-mi găsesc actele. Deci nu se poate așa ceva. Cum îmi găsesc eu actele dacă... Cum îmi schimb eu buletinul dacă nu-mi găsesc actele? Băi, e nasol rău de tot. Cam numele de Corleone și acum sunt vânat de poliție din cauza asta. Și trebuie să-mi schimb numele înapoi. O fac de față cu Carlos? Pe bune? Carlos? Aoleo, bă, dacă aș găsi și actele alea odată. Ce, mă? Da, niște acte, bă, un certificat de naștere, caut atâta. Eu am impresia că se întâmplă ceva aici, miroase. Bă, eu deci... Cum era el la petrecere și acum e aici la mine? Lasă actele pe la mama naibii, pe la naiba știu. Vrea să-ți ia hotelul? Ia ta, ce ia? Cerul și cu Dian, cu Denis au fost aici, dar nu știu. Nu știu dacă au umblat ei sau nu știu, mi-au luat actele. Aici, ce bine ar fi. Actele de la hotel. Bă, miroase ceva al racul de urât. Al racul de urât pute. Al racul de... Vedeți? Aolea, Alexia. Paș. Alo, da? Spune, Luca. Ce spui? Dă Alexia un part... de nuntă, nu? La Bahamas? Deci la Bahamas dați... am înțeles.
Păi da, acum nu prea am cum că trebuie să-mi vină un transport de arme, dar oricum... Fac. O să vin, o să încerc să vin la... A ajuns cineva. O să încerc să vin. Da, da, am văzut că s-a supărat destul de... Cineva e afară. Ok, trebuie... Bă, blângiule! What the f... Bă! Cine țineți, mă, voi? Bă! Bă, mă, da, aici e România! What the fuck? Carate, ok. Ăla clar. Clar nu. Nu, n-avea cum să fie. N-avea cum să fie. Wow, m-am căcat pe mine, da, știu. Știu lupul singurat și eu m-am căcat efectiv pe mine. Ce vrei, ce vrei, agraoane? Carate. Carate. Am aflat altceva în schimb. Ok, degeaba mi-am pregătit ăsta. Jesus. Degeaba mi-am pregătit discursul. Ok, ascultă-mă. Fii atent. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă. Dar... Oh my Jesus God. Ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă aici? E mec. Jesus. Oh my God. Unde, doamne, iartă-mă, e hackerul ăla? Îl văd, bă, hacker. 247. Ok, I got it. Unde, doamne, ar rămâne mașina aia? Acum e întrebarea mea. Wait, what? Unde-mi mașina? Of, cât urăsc când mai intră și hacker din ăștia care n-au ce face cu viața lor. Of, doamne. Unde, doamne, arată-mă mie mașina? Unde era Vlad? Pe altă stradă. Unde era Vlad? Unde, doamne, arată-mă, era Vlad? Ok, stați. Dacă Denisa era jos, nu mai specifica numele de Denisa. Mai sus cred că e Vlad. Ok. Cred că era mai sus Vlad. Pe aici am coborât, imposibil. Pune naiba, am coborât. Pe aici, corect, iertați-mă, da, aveți dreptate. Aici a fost. Ok. Vlad, ești bine? Reba grăoane. Haide sus. Doamne, iară la cu foile. Haide, mișcă. Nu avem timp, mișcă-te. Vlad, ai urcat? Ăsta, Magroane! Unde mă... Doamne, dar iar mă împușcă ăla! L-a banat, l-a prins. Perfect. L-a prins pe Mărlan. Pe copil. L-a prins pe copil, ok. Sună. Unde? Nu mă interesează. Ok, nu mă interesează unde. Repede, armură. Trebuie să ne echipăm armură. Și trebuie să-mi dau armura jos pentru că acolo mă voi face de râs cu armură pe mine. Întrebarea mea, unde, doamne, iartă-mă, este Bahamas? Bă, tu ești retardat la cap? Unde este Bahamas? Bahamas. Bahamas. Ăla ne caută actele. Deci Carlos nu e, vedeți? Carlos nu e de încredere. Ce vedeți voi acolo? Fra, planul e bine pus la punct. Din cauza lui Carlos, Denis s-a supărat. Planul a fost
cu motivul să te dea în judecată, să rămâi fără hotel. De ce să mă dea în judecată? Ea s-a supărat pe mine că ce? Că ce am făcut? M-am dat la alta? Nu. Nu are nicio dovadă. Ok? Și acum trebuie să aflu... Acum trebuie să aflu unde este hotelul. Cine știe? Da, deci Carlos, hotelul Bahamasul. Carlos a băgat intenționat motivele astea. 542? Ok, foarte bine. 542. Deci, doamne, ar avea un marker aici setat. 542, 542. Nu eram aici? Aici e Vanilla. Aici e Vanilla. Bahamas e sus, nu? Sau în stânga? Ăsta-i Bahamas? Era un hotel, un club aici. Sau aici. 542. Imposibil. Dacă și-a schimbat... Deci, stați o leacă, că mie îmi dă o leacă de... De creș la creier. Unde, doamne, ar trebui era tâmpitul ăla de Vlad? Am nevoie de nenorocitul ăla de Vlad. De Macron, sau cum îl cheamă. Bă, știți, eu, deci Bahamasul ori era sus, ori era aici. Ori aici, ori aici sus. Nu mai știu unde era, doamne. Unde, doamne, ar trebui era. Eu nu atât mă duc prima oară aici. Alex, tu încă 100 de elixiri. Te pup, Alex, tu, mersi foarte mult. Mersi enorm, mersi mult de tot. Ok. CCNP are Magronul ăla, Magraonu 38. Oh, Jesus. Mă, cât de surd ești. Era vorba de buletin, că vrea să-și schimbe numele. Să schimbe numele? Nu, nu era. Aha, aici, în stânga, perfect. Da, aici. Recunoașteți limuzina, băiți, nu? Recunoașteți limuzina, exact. Aproape 500 like-uri. Foarte bine, băiți. Foarte bine, foarte bine. Îmi place când văd susținerea voastră. Bun. Wow! Monkey Channel cu 500 de elixir acolo. Nuntă frumoasă. Wow! Te pup, Monkey Channel, mersi foarte mult, 500 de elixir. Cea mai frumoasă nuntă, exact, cum zici tu. Ok. Ăștia au scris aici în articole că nu știu ce, că nu știu cum. Opa, aha. Ok. Ok, perfect, am înțeles. Monkey Channel, încă 100 de elixir, te pop, Monkey Channel. Mersi foarte mult, elixir, te pop. Deci ați văzut unde-i treaba, nu? M-am dat și de gol acum. Nu cred că a apucat să audă. Ok, cum facem? Casca în cap? Casca în cap și masca? Nu, ochelarii, casca și intrăm. Dar deja mă cunoaște, mă. Deja mă cunoaște. Scoate sniperul și împușcă-l. Deja mă cunoaște. Oh, copyrighten. Bă, sun la altar, să știi, vino aici. Altar? Ah, e de mult. Fuck, vine poliția, cum am minunat. Cam copyright în acolo, aud melodie și e copyright, cred. Wow.
E clar, e clar, e clară treaba. Ce facem? Intrăm așa? O să mă dea afară când o să mă vadă, o să aibă pică rău de tot pe mine. O să mă dea afară efectiv, băieți. O să mă dea în șuturi. Trebuie să ne schimbăm. Clar trebuie să ne schimbăm. Mergem să ne schimbăm? Mergem să ne schimbăm. Hai, intrăm așa, intrăm așa. Că ne dă co- oh, shit. What the fuck? Fuck. Oprește motorul și stai nemișcat, atât zic. Bagă-te pe locul din spate, pistolul în mână și pregătește-te de cei mai rău. Nu, nu, nu! Shit, 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 shit. Oh my god, dude, vine omul ăla și mă împușcă, mă. Mâncaia-și gura lui. Cine, Doamne, iartă-mă, mă, tot împușcă? Ok. Din spate se pare că a tras. Ok, făcând chestia asta, hackerul ăsta nenorocit îmi dă armura jos și pe mine mă deranjează când cineva îmi dă armura jos. Ce naiba melodiei aia? Măcar asta-i copyright? Asta-i copyright măcar? Eu nu cred că asta-i copyright. Ah, shit. E poliția acolo. Ne, 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 pleacă, 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 pleacă de lângă mine. Pleacă de lângă mine. N-am nici armură la mine. Pleacă, 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 pleacă. Nu, 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 e prea periculos, e prea periculos ce se întâmplă. De unde te omoară? Habar nu am. E, deci vine, nu vine cu noclipul. Stă cu noclipul și la un interval de timp omoară. Hai, hai înăuntru că e safe zone și nu poți să te omoare înăuntru. No, no, am o misiune. Pleacă de aici. Mă vei da de gol. Hai mă, două mașini de poliție. Chiar așa mă? Așa importantă e treaba? Și what the fuck de bine poate să sunem Camaro ăsta? Ok, avem două variante, băieți. Nu mi-ați răspuns. Ne îmbrăcăm diferit? E clară treaba. E clară treaba. Trei polițiști au intrat acolo. Ai tras cu acaul în ăla. Știu că am tras cu acaul în ăla, de-aia vine după... E în zona asta. Mai avem timp să ne schimbăm? Mergem să ne schimbăm? Trebuie să aflu ce se întâmplă acolo. Trebuie să aflu ce se întâmplă acolo, chat. Neapărat trebuie să aflu ce se întâmplă acolo. Oh, shit. Ce are ringul ăla să facă? Fuck. Nu, 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 nu. Nici să nu te gândești să-mi furi mașina mice. Încuie descuie. Perfect. Mașina este încuiată. O să plece până te schimb tu. Știți ce? Mergem să ne schimbăm, băieți. Mergem să ne schimbăm. Da, nu știu să mă schimb, să nu mă schimb, să mă schimb, să nu mă schimb. Am nevoie de părerea chatului. Domnule. Da, spuneți vă rog, iertați-mă. Este mașina dumneavoastră asta? Care? Nu. Voi deschideți mașina sus. Eu nu am mașină. Deschide mașina, colegul, urgent. Stai că sunt geamurile sparte la mașina asta, de-aia întreb. Voi deschide mașina, că sunt curătă mașina de poliție. Nu e a mea, nu e a mea, nu e a mea, nu e a mea. Fuck, a venit poliția aici. Mă, dar îmbrăcămintea nu e cumva lângă mine aici, mai jos?
La doi pași. La doi pași îmbrăcămintea. Aș putea să mă duc. Alexia, o să mă... Mamă, câtă lumină e. E clară treaba. Ok, ok. Deocamdată nu au nicio melodie. Deci, aia, dacă ne luăm copiii, nu mă interesează. Ah, ba da, o să mă vadă. Clar o să mă vadă. Bună ziua. Omul negru era cu dumneavoastră? Pistolul jos, bă. Ăla e un pistol cumva? Ieșiți-mă afară. Iertați-mă, eu sunt invitat aici. Nu am nicio treabă. Nu cu tine vorbesc, cu ăștia doi. Ok. Ce fău? Am venit până la cineva, am cerut permisiune. Nu cer nicio permisiune. Nici să nu te apropii de mine. Băi, hai să mă așa. Ce faci, mă intrim cu pistolul aici? Mamă, câți polițiști au venit pe aici. Dacă scot AK-ul, îi împușc pe ăștia pe toți. Ne schimbăm diferit sau rămânem așa sau să nu ne pierdem timp? Nu intră așa, să nu pierzi în timp. Ok. Ok, deci asta o să se voteze. Dar nu văd cum au parcat. Am văzut. Perfect. Hai, plecați. Bravo! Bravo! S-au cărat ăia? Ok, ăia s-au cărat, ăia stau la pândă, nu mă interesează. Oare pot să intru pe... Yes! Ok, genial. Ați uitat că sunt omul... Cam puțin oameni acolo. Da, se aude melodia acolo. Se aplaudă cumva? Habar nu am ce melodie e aia. Cumva cântă un player acolo? Cumva cântă un player? Eu refuz să cred că cântă un player acolo. Bro, dacă ar cânta un player, ar fi genial, că nu mi-ești luat copyright, cred, nu? Nu pot să cred că cântă un player acolo, de e insane treaba asta. Trebuie să-mi strâng oamenii. Am nevoie de mulți oameni aici. O intră mulți la distracție. La distracție, v-ați prins? Bă, ăla chiar cântă bine al naibii. Ce facem? Trebuie să vină... Ăla chiar cântă bine. Dar asta nu ne interesează pe noi. Ne interesează să aflăm cumva să ne infiltrăm pe acolo. Și nu prea avem cum să ne infiltrăm. Bă, eu refuz să cred că cântă un player acolo, mă. Eu cred că e playback. Să vedeți ce copyright îmi iau eu. Ok. Asta e cumva o ba... Restricted area. Ok, treaba pare destul de simplă. Ar cam trebui să... shit. Dacă sunt prins aici, nu prea o să fie bine de mine. Ok. Idei, chat? Ăla cântă, e cea mai bună mireasă. Wow! Habar nu am. Cred că dă cu hack-ul. Cineva
Fuck, papa. Fuci că uite ce atunci nebun. Cine ești, mă? Shit, la cine era? Bă, la cine era, mă? Ok. S-a terminat melodia? Ia-i pe sus, aia zic. Stai, păi, ce? Să iau pe sus? Aha, deci aia e ușa secretă pe care o căutăm noi. Aia e ușa secretă. Un vin, vă rog. Wine. Ești un bulangiu, o să fie exclus pentru chestia asta de familie, să știi. Bine. Ok. Aici este ușa magică, a? Deci aici este ușa magică, nu? Ah, oh, shit. Au, aolo! Am dat, cred că am dat puțin vin pe tine, iartă-mă. Ești de aici, lucrezi de aici, iartă-mă, nu am vrut. Mai bine cară-te, sunt de la tine, că te-au auzit ăștia. Ce mă, bă, prostule? Bă, prost, mă, ce faci aici? Ce faci aici? Am venit că era aici șeful, era poliție multă. Taci! Taci! Ok? Doar taci! Atât! Taci! Pleacă de aici! Îmi strici planul! E un plan la care lucrezi de mult timp! Pleacă de aici! Ok? Pleacă! Ce doamne iartă-mă e aici? Femei, bărbați, ok. Așa mă luam. Da. Ție zine să crezi că tata Gen a venit la nunta mea. Când nu a mai fost deloc în viața mea în perioada asta. Și vine fix acum ca să mă strice? Bă, mama, eu nu știu, ți-am spus. Eu nu prea mai vorbesc cu parcă pentru că știi că te mi-a făcut și chestiile astea. Știi foarte bine cât de câte ori l-am iertat. Chiar nu știu ce să zic. Chit că așa eu nu port ură pe el, chiar dacă el poate. Da, dar vine așa după o perioadă în care nu m-a băgat în seamă, pur și simplu. Nu știu, chiar nu știu ce să zic despre asta. Na, nu știu. E tactul, până la urmă, ce-i drept. Dar dacă asta a fost alegerea ta, să nu-l inviți și te-ai simți mai bine că să nu-l inviți, că probabil e și un scandal panorama acolo mică. Din cauza lui. Ce minte panorama! Vreodată? Ce minte panorama! Da, pentru că știi foarte bine cum vine el. Ce minte panorama! Cu scandalul. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Dacă asta a fost alegerea ta... Știi, acum se dă lovită. Parcă ar ști că sunt aici. Parcă ar ști. Evident că e și un scandal acolo. Se dă lovită, bă. Dar nu, ea e cea care a plecat. Știu, fără să-mi dea un mesaj. Știi foarte bine cum e. A plecat. S-a cărat fără motiv. Fără niciun motiv s-a cărat, a plecat. Bum. Dus a fost. A plecat la altul pentru că așa e ea. Umblă după ciocane. Ca și eu să fac. Și o știu. Și cine o acoperă, nu o să vadă mai târziu că a fost înșelat. Te faci nunta? O să fac zilele astea. Nu știu mai exact când. Auzi. Dar bănuiesc că o să fie într-un loc superb, nu știu. Mă mai gândesc. Poate își dau numărul de la preot. Da. Chiar vreau la baie. Shit. Da, mă, dar frate, am băut prea mult, deci efectiv nu mai pot. Chiar nu... Mă, și toaletele astea, mai nu înțeleg, mă, le spar bețivii. Au venit ratații ăștia. Nu știu care e treaba pe ele. Nu știu. Pe cine? Tata. Ce să caute el la nuntă? Și... Da, te aud, ia zic, îți place nunta? Mamă, vorbesc ăștia și nu aud! Ce să avem? Un vin. Ce să caut el? Doamne ferește. La, aici la baie n-am. Nu.
Îți fac eu cinste când ajungem la bar. Trebuie să le vorbești cu tata. Vreau și eu, bă, ce asta. Nu știu ce să zic. Dar vezi că... Bă, dar ți-e mai piși ăsta mult! Okay. Las-o moartă de treabă, în viața mea nu am pipi. Nu am făcut pipi așa mult pe mine. Da. Ok, așa te vreau. Capo! Ce se revină tău. Ăla-i capo. Așa am fost de mică, știi, doamne. Eu mă să gestezi și vină. Ăla-i capo. Că seme cu măta. Ăla-i capo. Au aflat că ești aici. E clar. Bă, dar nu mai e să pun, mă, ce e asta? Da, shit. Shit, 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 shit. Minunat. Ia-i pe sus? N-am supresor. Ghiște. Dacă aveam un supresor, aia doi nu mai erau în viață. Și nu trebuie să acționezi niciodată la 2, trebuie să acționezi întotdeauna la 1. Dacă acționezi la 2, o să fiu prins și nu o să fie bine. Ok. Ați specificat cumva când o să fie nunta lui Lia? Ați specificat că Lia o să facă nuntă cu capo. Asta am auzit. Ați auzit? Varianta 1. Omoare pe toți și gata. Chiar crezi că sunt așa un trăgător bun? Îi omor eu 9-10 polițiști, da? Mai sunt oameni prin zonă și o să vină și poliția după ce îi omor pe toți. Peste câteva zile? A zis peste câteva zile. Deci a specificat. Bun. Bine de știut. Ok. Nu ar trebui să ne stresăm. 537 de like-uri. Nu, 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 nu. Se uită cu ID-urile, se uită cu ID-urile, se uită cu ID-urile. Se uită cu ID-urile. Fuck. Hopa, o leacă de stream, de... Minunat. Bă, dar nu te uita, bă. Adă-te că vreau să fac un pișu. Păi, Antonin! Ah, oh, l-am dat pe jos. Ok. Tomogelo. Tu ce nici, mă? Suntem de la voi. Nu mai vorbești, vorbește pe șoaptă, ratatule. Păi sunt pe de la voi, de la dumneavoastră. Să înțeleg că m-ați văzut intenționat. Treceam pe aici, ce se aude de petrecere? Petrecere? Păi, nu se aude cam nimic. Noi am venit aici la baie. Venea treaba mică și v-am văzut acum pe dumneavoastră. Mergem și unde ne întâlnim să vă dăm informații despre mică. Petrecere? Îl trecea aici fix aici lângă mine. Fix aici lângă mine te trecea treaba mică, nu? Păi, băgat aici. Unde vrei să mă bag la treaba mică? Da. Avem un fel următor, băieții. Puneți ceva pe tine mai repede. Da, să nu ne recunoască după aia. Bă, băiatule. Ce s-a auzit? O împășcătură. Darius, ce se întâmplă? N-ai venit aici să te dezbraci în fundul gol să ți-o dai pe aici. Păi să nu ne Nu contează, tăi în gură. Nu mă sacou. Atât. Dacă intră cineva, îi suntem ca morți. Vezi că s-au duși. Ce fac? Au duși, nu știu dacă e de la fete, ceva. Mă, de la fete. Voi te chiar resimțiți? Hai, mamă, la Carlos. Taci. Liniște, băi, liniște. Dacă nu sunteți pe șoaptă, ați stricat totul. Păi suntem pe șoaptă. Suntem. Ești pe șoaptă 100%? Da. 100%. Okay. Da. Ok, bun. Salut, Mihai. Dar șoaptă. Bă, dar care-o fi tras, mă? Ala-i capul. S-a tras sau mi s-a porumbit? Mă auziți? S-a da, tras? Spune. Păi, am auzit un glonț. Dar nu știu de unde. Are rost să pregătesc armele sau lăsăm așa? Nu știu, dar sper să nu se întâmple nimic rău. Să pregătească armele. Hai că pun eu doi oameni, să stea. Perfect. Bun, hai că bace virusul prea mult. Haide. Ai supresor pe Deagle? Am supresor pe Deagle chat.
Așa credeam și eu. Ok, cred că s-au cărat. Denny, ai dreptate, trebuie să mergem la Denny acum. Nu, intrați, nu știu ce, doamne, ar rămas se întâmplă acolo, să-mi bag picioaca dacă am mai văzut așa ceva. Nu, asculați-mă. Am aflat că vrea să-și facă, cum se cheamă, vrea să-și facă nuntă, Lia. Voi ați auzit ceva? Nu. Noi am trecut pe aici, v-am văzut pe dumneavoastră afară și ne-am întors. Trebuie să aflăm neapărat când va fi nuntă ei. Da, domnul, putem să întrebăm noi sau ceva dacă e. Ce nume? Nu știu. Ați putea să întrebăm noi sau ceva dacă e. Nu să întrebi. Ideea e că ce rămâne între noi, trebuie să rămână între noi, înțelegeți? Da. Hai că vedem cum facem. Trebuie să ne cărăm în primul rând de aici. Nu, am aflat destul de informații. Dacă suntem prinși... Vă luăm cu... Știu ieșire prin spate. Ne cărăm de aici. Am aflat destul de informații. Știu ieșire prin... Peste câteva zile o să fie totul bine. Aveți mașină? Da. Ieșim prin spate? Liniște, nu toți, părând, da? Părând. Acum cât a intrat melodia. Profităm cât intră melodia, da? Bun, fiți pretrecăreți, fiți pretrecăreți, fluierați de toate, da? Haideți, unul câte unul, unul câte unul. Așa, dă-i, bravo, haide. Ce muzică mișto! Bine, bă! Mamă, era Lia, mâncați-și gura ta, să moară băieții mei, ce ratat sunt, era Lia acolo! Era Lia acolo, ce ratat ești! Mamă, e Alex acolo! E Alex acolo, mâncați-și gura ta, să o mănânc! Mamă! Fuck! Uite, nu stăm vă fără. Oh my god, ăla e roșu cumva. Domnule, vă servim cu ceva? Vă putem servi cu ceva? Cred că sunteți ocupat. Uite delfinul în apă, bă. Fac pautistul, că nu mai știu ce să fac în astfel de situații. Uzi, dar de ce nu ții masca? Pentru că mă așteaptă poliția afară și dacă mă vede poliția cu mască, o să mă verifice. No. Suca are interdicție. Pe tot planeta. Ma. Are interdicție pe toată planeta. Încă mai are. Cum dau alarma? Cum dau alarma? Eugen. Trebuie să dau alarma. Trebuie să plece aia din față. Trebuie să plece ea cumva din față. Ce? Să trăiți. Salut. Sunteți aici la petrecere? Da, de ce? Treba și eu. Am și eu rugăminte, dacă se poate. Zici. Cum vă numiți? Mihai. Da, domnule Mihai. Numele meu este Adrian. Duceți-vă repede și anunțați că e o persoană decedată în baie. Nu știu ce se întâmplă. Duceți-vă repede, habar nu am ce se întâmplă. Ați înțeles? Ce-mi place aici. Becto nu mai e. S-a dus pe un oraș de la mare cu fâși și e săgeată. Alex,
Da, e. Domnule! Domnule, eu vă rezolv cu lăutării? Mamă, mă, ia ala cu lăutarul, mâncaia și gura lui lăutarul. Domnul meu, vreți o dedicație? Cât la acordeon? Mă, băiatule, n-ai treabă? Da, zi. N-am treabă, n-am treabă, domnule. Hai. Fac și eu niște bani pentru viața mea. Mă las să-ți fac o dedicație. Bagă o dedicație pentru... pentru Adrian și cheamă-i pe toți pe scenă, ia de aici. O marea să vie, o marea băcați și pula ta. Mamă, înjura mă. O marea să fie. Ia de aici. Tu te cheamă-i pe toți pe scenă, acum. Cheamă-i pe toți pe scenă. Să ne simțim bine. Să vină toată lumea pe scenă. Mamă, mi-a dat, mi-a, nu, se merită, se merită măcar aia. Măcar să-i cheamă pe toți. DJ numărul 1. Cu ce vă servesc? Aș vrea și eu să vă ceară la mișto. Să înceapă petrecerea! Acum e momentul. Bă, dar bună a fost mă țigara asta, bună a fost țigara. Acum e momentul. I'm out. I'm out. Out, 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 out. Descuie, 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 descuie. Spune că e descuiată, te rog. Fuck! Fuck! Dai! Oh, shit! Ok! Genial! Genial, genial. Ok, trebuie să-i chemăm, să-i chemăm toți băieții la hotel. Trebuie să-i pregătim pentru ce o să urmeze. Toți băieții trebuie să-i chem neapărat la hotel. Neapărat trebuie să-i chem la hotel. Genial. Genial. Ok, perfect. Huh. Unde e Danny? Cel mai probabil e acasă la Franklin sau habar nu am. Acasă la ea. Nu am habar, mergem la hotel de urgență. Huh. Repede, repede, repede la hotel. Facem Max diseară, băiți. Avem tot timpul din lume pentru Max. Ok? Avem tot timpul din lume pentru Max. Nu uitați, pentru utilizatorii noi, cei care sunteți noi, la 100.000 de abonați, o să dăm foarte multe giveaway-uri. Și 100.000 de abonați o să facem cât de curând. Ca să participați în acest giveaway, va trebui să-mi dați follow pe Trovo și să aveți cel puțin 30 de zile urmărite pe Trovo. Dacă dați click pe profilul vostru, o să vă arate de câte zile mă urmăriți, câtă mana ați dat, câte elixir, dacă sunt de subscribe și etc. Genial. Ok, nu mă mai interesează, e bine că am scăpat. E bine că am scăpat de acolo, naibii. What the f... E un scenare, nu? Ce? E un scenare, nu? Zi de unde? Nu știi care fază mea lui. Eu cu fratele meu am învățat din pușcărie. Să-s polițiști proști. Bă, tu ești ratat? Ne-a ajutat. Tu vrei să-mi zici că nu te-am cătușat niciun raton ceva? Nu. Care e faza cu tine? De... Șeful, hai în casă, că a venit mult. A, și fii atent, vezi că s-ar putea să-ți trecem în seara asta o chestie. Ce chestie? Chestor. Domnul Castor, general de la poliția română. A venit mult, șeful. Hai în casă. Ce a venit, mă, mulți? Cine a venit? Nu vezi. Vezi că se duce în dreapta. Treceți, treceți în casă acum. Aud o mașină de poliție în spate. Rămâneți aici. Rămâneți aici. Ia arma din mână, ia arma din mână, ia arma din mână, ia arma din mână. Trebuie să mă duc repede să-mi pun cască în cap. Cască în cap, cască în cap, cască în cap. Ok, ăștia sunt asociații mei. Aia habar n-am ce mașină e. Da, poliția. Trebuie să mă duc să-mi pun cască cât mai repede în cap. Urgent. Ok,
Ok. Stai, unde am rămas? Da, deci trebuie să mă duc să-mi pun cascheste 112. Trebuie să mă duc repede prin față să-mi iau mașina. Dacă au apucat să vină polițiști aici, e clară treaba. Asta mai îmi lipsea. Am inelul de diamant pregătit și nu vreau să apuc să mor înainte să îl dau. Numai copii, Uzi. Numai copii. Nenorociți ăștia de polițiști. Se bagă peste... se bagă peste afacerea mea și nu-mi place treaba asta. A apucat să mă vadă. Minunat. A apucat să mă vadă, n-am avut încă rău. Poliție? Nu, nu e poliție. Minunat. Nu mai pot să mă duc cu poliția la hotel, pentru că asta ar însemna să... Minunat, dude, minunat. Asta e minunat. Ei s-au dat jos la mine. N-au nicio treabă cu hotelul. Ei au fost împușcați aici. N-au niciun pic de habar. Ok, sper doar acum să nu fie sniper. Cazul în care e sniper, trebuie să iau cover. Ah, shit, ce mă încăca pe mine de la sunetul ăla. No, 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 nici să nu te gândești. Am fost până la baie, de ce toată lumea scrie easy? Deci nu știu cum se face, dar fix când te duci la baie ratezi toată acțiunea. Băieți, 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 unde vă duceți? Unde vă duceți? De ce nu rămâneți la hotel? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? A fost poliția aici, am vrut să vă căutăm, a fost poliția. Nu, 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 e ok, e ok, e ok, i-am împușcat eu jos. Haideți repede în hotel, repede în hotel. Nu, 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 a mai fost o poliție, domnul. Dangelo, a mai fost o poliție, l-a luat pe unul din față, pe mecanic. Cum, cum adică l-a luat pe mecanic? L-a luat cu mâinile sus, ne uitam la el și pe el l-a luat. Și de ce n-ați făcut nimic? Ați spus să nu scot arma pe teritoriul dumneavoastră. Corect. Bravo, bine, da, bine. Da, Hitman a spus să nu scot arma. Foarte bine, foarte bine, bine că ai ținut cont, bine că ai ținut cont de așa ceva. În hotel repede, în hotel repede, în hotel repede. Cine e ăla cu mașina aia? Scoate-mă arma, scoate-mă arma, băi. Nu, 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 fără armă, fără armă, fără armă, fără armă, băieți, fără armă. Da, 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 fără, 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 fără. Toată lumea, scoateți-vă masca. Bun. Masca jos, masca, masca jos. Masca jos, casca puteți să o lăsați, nu mă interesează, masca nu. Domnul Gelu, e Siasul la restaurant. Siasul la restaurant. La restaurant, ce caută Siasul la restaurant? Da, nu știu, ce că acum vine aici, nu știu. Vine aici? Vine aici? Aici, vine aici Siasul. La restaurant. Dacă vine aici ne luăm repede la. Cum mă întreb? Vine Siasu aici. Păi, hai aici? Dar unde știi? E oficial sau zici sau bagi la tine? Păi a zis copilul că a venit Siasu la restaurant, că e pe acolo. Bun, rămâneți aici, rămâneți aici. Luați-vă poziții și rămâneți aici, da? Nu le jucăm invers, nu le jucăm invers. Duceți-vă pe diferite clădiri. Duceți-vă pe diferite clădiri. Pe clădiri, pe clădiri, pe clădiri. Doar 2-3 rămâneți aici. Tati, naicule, naicule. Nu fiule, nu fiule. Nu, 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 nu. N-ai ce căuta aici. Mă rog să-mi apăr, mă duc să-mi apăr restaurantul. Domn Gelu, poți să vin adică cu dumneavoastră să vă ajut? Da, adică ai armă? Ce s-a întâmplat? Adică Carlos s-a întâmplat. Urcă. E-s Hitman. Hai. Nu merge. Stai așa că vin cu Divo după tine, vin cu Lamborghini, doamne, cu Bugatti după tine. Hai, ne vedem. Carlos? Lasă. Vreau să zic să-mi iei McLaren, dar uite că și-o luat Bugatti. Ce caută Siasul la mine la restaurant? Bună întrebare. Singurul drum drept este ăsta, care conectează hotelul. Nu o să, nu o să intre ei pe alt drum, crede-mă. Am nevoie de apă. Ai apă? În care? Am eu în care. Ai apă? Dă-mi apă. Ai apă? Da, nu merge, ai inventarul de la... A, iartă-mă. Iartă-mă.
gata. Stai, nu, acum, gata. Hai, deci, bună șansă, să-ți mai trebuie. Genial, genial, mai trebuie o sticlă și gata. Perfect. Salut Mihai, salut. E perfect, mersi mult de tot. Ce caută Siasul la mine la restaurant? Ăștia o să mă bage în faliment ăștia. Nu văd niciun Sias. Chiar în față. Ba da, da, uite polițist. Unde vezi tu? Am văzut un polițist în spate, o mașină. Da? Am văzut un polițist în față. Uite, mașină de poliție, nu? Să era Rolls Royce. Era Rolls Royce. Ai văzut sigur un polițist în bancă? Am văzut în față un polițist acum, că era în portofeliu. Sigur? Sper că nu mă minte. Sper din suflet să nu mă minți. Valet, rămâi pe loc, sunt eu. Bună seara. Unde e poliția? Calmează-te, sunt eu. Poliția pe aici? Sunt eu, Gelu. A trecut poliția pe aici? Aud. A trecut poliția pe aici? Ne pierdem timp. Auto, da, și aud. Băi, stop, mâinile sus, mâinile sus. Zero? Ce doamne arde mă cauți aici? Zero! Am crezut că ai murit! Hei! Adică, mamă, bă, gata. Doamne, ferească-mă Dumnezeu! Domnul Gelo, nu-i nimeni. Ei. N-a fost nimeni. Oh, for. Gata. De trei ori. N-a fost nimeni aici? Nimeni. N-a fost nimeni aici. Mereu cu 0, 0 sus. Înseamnă că copilul ne-a mințit. Copilul ne-a mințit. Care copil? Nu mai contează. Un copil. Păi ăla minte de crapă. Ăla minte de crapă? Minunat. Asta ne mai trebuie. S-a aflut. Da, spune. Și dacă e vreo capcană? De fapt, acum să fie toată lumea la hotel. Da. Nu prea. Bă, a fost ce, nimeni. Fiindcă m-am văzut copilul, l-am văzut pe copil acum câteva zile. Era cu niște cu băieții de galben. Hai mai bine să le luăm poziție. Și zici tu să comunice copilul cu... Hai să le luăm poziție, corect. Zice bine, foarte bine, zice bine. Fugiți undeva, nu. Deci totul e în regulă aici, da? Da, mirosea puțin, cam urât. Ciudat. Ai lăsat hotelul gol? Nu e gol. Nu mai ieși așa ca nebunul pe afară. Dacă tot sunt aici, să-mi iau niște gloanțe. Nu spune că mi s-a buguit ăsta. Dude, nu spune că văd asta pe ecran acum. Oh my Jesus God, dude. Nu, te rog. Ah, yes! Ok. Bun. Totul în regulă? Da. Am urcat sus, e tot în regulă. Tot în regulă, da? Perfect, băiți. Da. Mergem la hotel. Repede. Oh, o să am nevoie de un supresor. O să am nevoie de un supresor. Foarte bine, băieți, foarte bine. Domn Gelu, ți-a rămas aia pe can? No, gata, nu mai am. Nu mai. Scope grip. What? Nu am bani? Auzi? Crezi că poți să mă împrumuți? Îți dau eu banii 7500 plus 2500, 7500 cu 2500 vine 8000, 9000, 10000 trebuie. 10000, fix 10000 trebuie. Ți-i dau eu înapoi, probabil. Cine pe 32. Aici. Gelo. Da. Dacă cumva copilul da, vorbește cu aia Dumbago și vine aia Dumbago peste noi. Ori să vină acolo. Bă, ori să vină la hotel, ori să fie capcană aici. Să fie totul bine, crede-mă. Ai încredere. Bine. Eu am încredere. Ce fac când o să vină? Eu sunt pregătit oricum. Pe mine nu mă interesează. Perfect. Suntem toți pregătiți. Insigna o să vă dau zilele astea pentru cei care merită. Are o armură în plus, n-are o armură. Am eu, colegă. Ce cum am desfăcut? Haideți, băi, să ne cărăm. Ne cărăm. Ce nu ai? Cine? Una? Da. Hai și pe jos. Hai că pe. Ia țin cont. Trebuie să ne cărăm, băieți. Nu avem timp. Nu avem timpul necesar, credeți-mă. Haideți. Credeți-mă că nu avem armele de mâini. Când ieșiți, scoateți armele.
USB cu supresor, e tot ce trebuie. Exact, tot ce trebuie. Perfect, băieți. Ne punem pe treabă grea, ne punem pe treabă grea, ca lumea rău de tot. Gelu? Da. Vezi am găsit, cred că era... Mai încuie și tu, mașina. Ce era? Polițist sub acoperire. Unde era polițist sub acoperire? Unde? L-am omorât. La hotel? La hotel ai omorât? Păi da, i-am zis mâinile sus, el... Tu dedică, să duce în față. Minunat. Minunat. Ce pozitiv. E ok. Măcar l-ai ascuns, unde l-ai ascuns. Cred că și-a luat de la cine, probabil. Unde l-ai ascuns? În parcare. Mamă, unde l-ai ascuns? Mă, ți-ai ratat rău de tot. Aproape 600 de like-uri. Foarte bine, băi, foarte bine cu 600 de like-uri. Trebuie să ne cărăm, minunat. Foarte bine cu 600 de like-uri, băieți, aproape 600, sunt 590 de like-uri, foarte bine oricum. Genial, îmi place foarte mult când văd foarte multe like-uri, băieți. Nu cred că mai avem timp astăzi pentru Deni. Să-i cerem mânuța, să-i zic așa. S-a supărat destul de rău pe mine și trebuie să-mi pregătesc un discurs foarte bine. Lia se mărită. E genială treaba. Abia aștept să urmeze update-ul de 1 septembrie. În cazul în care nu știați, pe data de 1 septembrie va urma... Poliție sau ambulanță? Taci. Nu, poliție. E poliție, da. Uite-l. Pe data de 1 septembrie va urma cel mai mare update. Pe Trovo cât și pe YouTube. Noi shop-uri. Pe Trovo și pe YouTube. O să fie nebunii. Unde s-a dus? S-a întors? Uite-l. Uite. Da, îl văd. Nu știe de capul. Ok. Băieții de pe YouTube, rămâneți să continuăm toată acțiunea pe Trovo. O să mai continuăm undeva la maxim o oră pe Trovo cu 5M. Nu o să fie poveste atât de importantă. Mâine va fi poveste importantă, dar în schimb, după ce vom termina cu 5M, vom intra pe Arma 3. Ca să știți, pe Trovo. Aveți linkul jos în descriere. Ne auzim acolo. Să fiți prezenți. What the?